Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. De această dată ne întâlnim la o oră, așa cum vă obișnuisem de mult pe vremuri, la o oră aproape de miezul nopții. Trebuie să încerc de două ori scuze în fața dumneavoastră în această seară. Odată pentru că am intrat cu întârziere și se pare că cei talentați sunt condamnați să intre mai târziu decât sunt programați. Și în al doilea rând, din păcate, poetul Mircea Dinescu n-a putut în această seară să stea acasă și a venit la emisiune. Așadar, Mircea Dinescu, poetul Mircea Dinescu, este invitatul meu din această seară. Pentru că nu avem prea multe de spus în deschiderea emisiunii, haideți să începem cu cărțile, pentru că e foarte important. Mâine la ce oră? La ora 4 după amiază, Nu, la 5, la la 5 5. după amiază, poetul Mircea Dinescu lansează pe cărți, pe scările. Nu pe scări, nu, Numai la, la. nu, am zis să nu mai, nu e, voiam să fac puțin spectacol, dar parcă m-a apucat și o lehamită, așa, și am să Da. simplific. La librăria Sadoveanu, Mihail La Sadoveanu, de ora lângă cinematograful Scala, 5 după la amiază. ora 5 după amiază, să-mi lansez o antologie cu Da. o selecție din toate poeziile care le-am scris până acum, se cheamă Fluierături în Fluierături în biserică. biserică. Am pus și poza mea de când eram elev la liceul Poza din după Slobozia, diploma de după bacalaureat. diploma de bacalaureat. Asta e o veche tactică a scriitorilor români. Să-și pună pozele mai Se de, din spune, tinerețe. mi-amintesc că era acela Serghi, o prozatoare care avea mare succes și întotdeauna Ceva își Serghi, spunea, da. avea vreo 80 de ani și spunea poza de la 20 de ani Și și o căutau tot soiul de soldăței, nu știu ce, scriau se scrisori de îndrăgosteau amor de și ea. când veneau și o Dar vedeau aveați la freza tăbă. așa pe o parte, pe ochi, Da, pe era, sprânceană. era perioada Beatles-ilor încă, așa. Da. Deci, Da. să împlinesc 30 de ani de când am debutat, sunt totuși un scriitor bătrân, vechi, cum spunea Da, Caragiale, nu păreți eu deloc, sunt domnule. vechi. Nu păreți Așa. deloc că bătrân. Bă, eu vreau să mai apuc și apocalipse și Apocalipse, comunismul de care? după, da. Înainte Deci, de vreau să-mi Constantinescu momențin, da. sau după Constantinescu Apocalipse? Dați-mi voie, domnul Mircea Da. Dinescu, să citesc ceea ce scria Ilie Constantin în Luceafărul din 1969, sâmbătă, 1 noiembrie. Și cât costa o revistă? Cât costa o revistă? Luceafărul. Cât costa? 300? Cât Nu. costa? Scrie acolo, un leu. A, Imediat. nu e prețul. Nu e trecut A scos prețul. aia cu prețul. Da. Dar era un leu revista Luceafărul, Dați-mi vă voie rog. să citesc pentru telespectatori ce scria. Câți ani aveați în 1969? 69, 19 ani aveam. 19 ani. Doamne, ce tânăr erați. La începutul lunii octombrie am avut bucuria de a citi versurile unui talent ieșit din comun apărut în revista Luceafărul. Este vorba de un elev din Bărăgan, Mircea Dinescu, a cărui maturitate poetică este impresionantă în ciuda vârstei tinere. Talentul său are evidența unui urlet de leu. Am putea spune că apariția unei asemenea poezi justifică prin ea însăși ezitările și dibuirile a 1.000 de persoane din masa pământului de flori. Mircea Dinescu face parte din neamul fericit al celor născuți poeți și înfloriți prin instrucție. Tot ce atinge el, ca mitologicul rege Midas, devine poezie și aur. O noblețe a tonului, a intonării lirice, îl distinge imediat. Scrisul lui nu e sofisticat, ci are naturalețe, puritate. Simt nevoia să ascult un sânge, amfora subțire a femeii, când o parte a trupului meu plânge, iar în alta odihnesc toți zeii. Mă vânează somnul lângă pleoape, placăte de iarbă să-mi urce, ca o piatră aruncată în ape, știu măsura alunecării dulce. Dar se supă ora și nisipul, îmi dezleagă spaima de tăcere, o să stric până se aprinde chipul, sângelui meu treaz care te cere, sub cerul așteptării, din ciclul apărut în Luceafru din 11 octombrie. Talentul, i-am spune grava lui Mircea Dinescu, îți provoacă o stare de bucurie nemaipomenită, îndemnându-te să spui din nou, cu emoție, vechi întrebări, de unde a apărut acest copil împodobit, parcă era zbrad, ca un brad. În ce măsură este el conștient artistic de ceea ce scrie, ce va face mai târziu? Mi-au căzut între timp globurile și beteala. Da. Așa. Dar Da. de la poezia asta Da, ați dar n-ai făcut. citit și ce a scris Eugen Ionescu în Păi citiți 89. dumneavoastră în Bine. franceză și mai și traduceți. Ca și tine, sunt băiat de la țară, stau prost cu franceza. Bine, mi-a apărut în perioada când am mai stat la domiciliu, mi-a apărut o În carte la albumul în 1989. 89, posfațată de Eugen Ionescu. Da, da. Așa, dar a E doua un carte. salt, e un salt extraordinar de la ceea ce De la scria poetul, Mircea da. Dinescu în 69, poetul Mircea Dinescu, și ceea ce scrie. Deci a doua carte se cheamă Nelu Santinelu Căprar la Cotroceni, o rubrică pe care aveam eu la Academia Casavencu, pe care nu o divulgasem că o scriu, iată acum, pe care am periat-o puțin, am mai
lucrat o țâră și am scos această carte. Păi stați, domne, deci, stați puțin. Cu caricaturi de mardale. Da, dar sunt niște caricaturi, dar n-au loc în carte, pur și simplu. Să citesc un paragraf, să vedem saltul. N-am tras zăvorul, că știm nervos de felul lui, dar l-am întrebat prin dășchizătura ce, ce dorește. Ia acasă, bă, țapu, că vreau să-l împușc. Dacă ziceam că nu-i sediu, înseamnă că am priceput aluzia și că îl jignesc pe președinte, așa că am atocotită și am răspuns evaziv. Domnul Dan, n-aveți voie să vânați decât pe terenul PDSR-ului. Bă, găozarule, să-i transmit lui ăla cu cioc că PDSR-ul poate fi zdrobit, dar nu învins. Și a demarat în trombă în admirația pipițelor. De fapt, ce e cu cartea asta? Este... Nelu Santinelu este un căprar la Cotroceni. Da, dar aici e un băiat... Care stă într-o gheretă și vede tot ce se întâmplă la Cotroceni. Și se uite și el pe acolo ce fac băieții. Este, ați fost vreodată la Cotroceni? Am fost o singură dată invitat după... Cred că o singură dată am fost invitat și pe vremea lui Iliescu și o singură dată și pe vremea lui Constantinescu. N-a fost Mitterrand în vizită. Dar începusem deja să scriu acest jurnal. E jurnalul deci unui soldat care stă de gară la Cotroceni și bângarul Achie descrie ce vede el pe curte pe acolo. De fapt, e adevărul e că sergentul Vârjoacă ăsta pe care le scriu, eu am făcut armata pe vremuri un an și patru la Jmotru și am avut un sergent cu numele ăsta. E un soi de transfigurare a soldatului neinstruit din Escu din anul 1970, pus la poartă la Cotroceni în 1998-99, așa. Și m-am gândit că dacă tot au dispărut cronicarii al de colegii noștri mai vechi, Grigore, Ureche, m-am gândit să o fac eu pe Grigore după Ureche. Toată lumea vorbește, noi trebuie să le spunem telespectatorilor că ne-am ales niște teme ca să... Sigur, n-am avem niciun scenariu la această emisiune, e și greu să ai un scenariu cu Mircea Dinescu, un platou. Dar ne-am ales câteva teme pe care ne-am propus să le discutăm în această seară. Și una dintre ele și cea mai fierbinte este cea a războiului din Iugoslavia. Război care a creat atâtea controverse, inclusiv în România, pozițiile pe care oficialitățile române le-au luat, niște poziții mai degrabă de drept decât de pe loc repaus, au fost îndelung comentate. Dumneavoastră a scris un articol în Cațavencu intitulat Serbia, dragostea mea și o să citesc puțin mai târziu după ce o să ascult pe viu părerea noastră despre acest război și ce se întâmplă acolo. Cum vede poetul Mircea Dinescu? Părerea mea că a intrat cam prea brusc în acest subiect, care pe mine mă Bun, obsedează. Bun, începem cu altceva. Fiindcă e o temă în care va avea probabil ecou la cei care nu s-au culcat la ora asta. Hai să începem cu guvernul Vasile și cu infarctul. Cu infarctul, da. Da, asta e interesant. Apropo de infarctul, să începem doar și pe chestii mai vesele, deși eu iubesc sănătate lui Radu Vasile, nu e o chestie vesele, dar ceva s-a întâmplat totuși și n-a observat, deși avem mulți analiști politici, nimeni n-a observat că în ziua când Radu Vasile a făcut infarct, a fost singura zi în care a crescut leu, dacă vă amintiți. Cineva poate să verifice de aici. Da. Deci a avut o zi leu când a crescut cu, nu știu, cu vreo... Se poate face infarct și dintr-o scădere. Nu. Dar problema e următoare. De obicei, în orice țară normală, în momentul, și apropo de Iugoslavia, în momentul când Tito s-a îmbolnăvit înainte să moară, a scăzut brusc dinarul iugoslav, și a crescut prețul aurului, adică lumea investea în chestii sigure. Așa. Nu se știa. Ori în România și în America, dacă Doamne ferește s-ar îmbolnăvi Bill Clinton, dacă mai pune piese la gățat pe Trocadero pe acolo și dă de o pată cu sida, așa, o să scadă dolarul brusc, fiindcă în momentul în care intră șeful unui stat în spital, domnule, să subînțelege că tot sistemul e zguduit. Da. Domnule, România a fost exact invers și asta vreau să subliniez. Domnule, cade primul ministru la pat, e internat în spital și moneda națională începe ușor să urce. De și atunci am avut așa o ușoară revelație. Am zis, domnule, păi dacă dă Doamne ferește o gripă și intră Parlamentul României, intră toți ăștia pe internații, șefii partidului, te pomenești că începe să meargă România ca lumea. Și la asta mă gândeam, trebuie încercată această soluție totuși salvatoare pentru așa. Băgat-o ceva, un microb, ceva. Deci că am sentimentul că, domnule, orice șef în România, în general, încurcă. Asta e o veche tradiție, domnule. Când e un șef, pune talpa la orice chestie vie și atunci... Deci s-ar putea ca leu să o ia aiurea, adică de la sine să... S-ar putea, dacă
cade ministrul agriculturii care a mers cu avionul și a văzut că sunt arăturile așa. Dar vă cădea în arătură. Dom'le, cine știe că din ziua aceea începeau țăranii să are mai cu foc. Domnul Dinescu, deci, vă rog, nu apropo de infarct, vreau să vă întreb. În ce măsură, asta vreau să zic, stau să mă gândesc în ce măsură noi care ne punem, dacă noi asta e o iluzie tâmpită a românilor, că așteptăm, domnule, stă unul undeva cocoța sus acolo aia, și noi ne așteptam că ar să facă ceva. Nu face, domnule. Nu, e clar că aici trebuie scara ierarhică ușor inversată și n-ar mai trebui... Adică să ajungem noi la putere. Nu e vorba. Noi nu, că aici la televiziune, dragoste, să arăm noi aici la Antena 1, nu. E vorba ca să nu mai depindă deciziile economice, așa, de oamenii care fac politică. Și sunt doar, sunt cred doar că asta ține de sănătatea acestei nații, ca ăla care chiar face agricultură și care plantează și care trebuie să dea, să știe la ce oră trebuie băgat plugul în brază, în ce anotimp trebuie pusă sămânța, să decide chestia asta, nu să meargă un electronist cu avionul și să-și dea cu părerea ce se întâmplă cu așa. Nu să-și dea domnul Radu Vasile, care a fost profesoraj pe la ASE, așa, și un om sensibil, dovadă că scrie versuri și că face infarct. Ar trebui aici, încă o dată, el a demonstrat cu chestia asta că e într-adevăr mai mult poet decât prim-ministru. Faptul că e capabil să facă în aceeași lună și să publice și o carte versuri și să facă și infarct în același timp. E un om sensibil. Nu? Dar România nu are nevoie de atâți oameni sensibili, cât de oameni ceva mai... cu greutate în anumite locuri. Dar apropo de poetul Radu Vasile, toată lumea s-a legat de o declarație, o vorbă citată. Da, bine, asta citată. E... Nu, păi da, stai să o spun. Da, am spus... Nu, nu te Andrei Pleșu a zis că... Eu am povestit la o emisiune literară, dar tu, deși ești poet... Păi, dar era la ora 7 jumate emisiune. Poate lumea nu știe că și tu ești poet. Era la 7 jumate. Că sunt demonstrare de poet. Vreau, era la, era la 7 jumate emisiune. Da, era la 7 jumate. Da, că bătrâni ai să râzi, dar să știi că sunt bune. I-a spus dumneavoastră, i-a fi spus dumneavoastră lui Pleșu despre Pleșu poezile este, lui... Pleșu este un diplomat și a fost fenta lui elegantă de a nu, de a nu lăuda el personal la lansarea cărții. Eu în locul Radu Vasile aș fi fost mai sceptic dacă îmi spunea cineva, știi, domnule, eu nu ți-am citit cartea, dar l-am auzit pe unul, ca să e bună, nu. Mm-hmm. Eu am spus lui Andrei Pleșu, i-am spus, domnule, am impresia că e mai bun poet decât prim-ministru. Mm-hmm. Dar vreau să spun că e mai bun poet decât Verdeț, adică nu mai bun poet decât, eu știu, Vasile Alexandri. Nu? Da. Deci să nu... Da, a citit ceva? De, Radu, nu, Radu Vasile mi-a trimis manuscrisul acestei, că-s că de-aia, deci e ceva. Mm-hmm. El a lucrat, știe să lucreze, deci, în structura asta literară cel puțin, a știut. Deci m-am trezit în urma unei întâlniri, când am avut atunci... Când am depus pixurile la țărăniști, nu, când a fost un protest al țărăniștilor, da. Așa, și ne-am depus pixurile și am băgat lumânări acolo la sediul lor, Radu Vasile a fost destul de deștept sau de șmecher, cum vreți să o iei, și ne-a chemat să ceară scuze că totuși erau doi bătrâni care au zis că de ce jignim, nu știu ce, figurile luminoase ale țărăniștilor. Și cu ocazia mea a zis, știți că și eu scriu, domnule Iescu, poezii, uitați, am un manuscris. Și am zis, domnule, am luat manuscris, am citit, domnule, interesant. Zic, uite, sunt anumite versuri care mi se pare foarte... Erau scrise în perioada când era asistent la ASE. Și ce explică acolo? Ce, sunt profesor, asistent la ASE, orele sunt plicticoase, mă duc în piață, cumpăr o varză, stau la coadă la carne, nevastă, mi-am face scandal, nu știu ce... Erau interesante ca... Dom'le, uite, un om normal, adică Vasile a trăit și el chestia aia, a mâncat și el salam cu Zoia. Nu, Zoia a mâncat așa, a mâncat cu Zoia. Bun, bine. Și am spus, domnul Radu Vasile, mie mi-ar place acum să... Deci nu e, încă nu e de o carte, să nu o publicați, că sunt și multe de-astea mai făcute. Mai strângeți, da. Așa. Nu, scrieți acum cum adale ești prim-ministru și vii la guvern și de nevasta spune că vii pe acasă târziu după 12 noaptea și ești nervozat și dormi în altă cameră. Păi așa anunța că o să scrie o carte. Cum faci matală un infarct și atât s-a dovedit că... Deci să scriu și publici un volum poezii de prim-ministru. Și cu ocazia asta, atunci e ca... S-ar putea să iasă o carte interesantă. Sună bine, poezii de prim-ministru. S-a grăbit și a scos o carte după mine, e un compromis, așa, cu care ai văzut ce a pățit, de altfel și în Academia Casa Vincu. Am avut un serial cu lansarea cărții. Poezii de prim-ministru, sună interesant. Da. Na, na, dar s-a grăbit. Ce părere aveți de faptul că în momentul în care, după ce a făcut infarctul, nici nu îi se pusese bine diagnosticul și deja era muspul în preajmă care... Așteptau să vadă prim-ministru interimar, mai vedem. Bine, la noi nu. La noi a rămas chestia asta de când era cafeaua cu înlocuitori, să avem și înlocuitori de prim-ministru, știi?
Doamne, mai bei un echezol cu nu știu cine, cu ăsta care la ministerul, la miliție, la poliție, că s-au zis... Cine? Dudu Ionescu. Dudu Ionescu, o săptămână prietenul meu Babiuc. Am mai pui pe Babiuc. Așa, o săptămână liberalul... Nu, Valeriu Stoica. Așa. Nu, domnule, așa, nu se poze diagnostic. Domnule, asta dă bine și la neveste și la vecin să știi că o săptămână ai fost prim-ministru, știi? Da, dar nu, asta liniștește pe toată lumea. După ce dacă o ținem așa, dacă s-a grăbit Radu Vasile, trebuia să fie mai jos și să mai stea în spital vreo 2-3 săptămâni, că se punea bine cu toți. O țară de prim-ministru. Nu, că asta îi liniștește, că cred două în setembrie. Domnule, ești prim-ministru. Nu, și altă. Se prezintă după aia, fostul prim-ministru sau ceva de genul ăsta. Bun, vorbim despre schimbul ăsta de scrisori care a avut loc între Clinton și președintele Constantinescu sau președintele Clinton și Emil Constantinescu, că s-au tot trimis scrisori și... Cum vedeți scrisorile? Sau spuneți-mi ce părere aveți, ce credeți că fac poeții pe vremea asta, care e mai interesant? Nu, poeții. Hai să revin la scrisori, că e mai interesant. Deci, bine, scrisoarea aia, din câte am avut impresia, a fost trimisă și la bulgari și la toată lumea. Dar trimite-o, dacă tot merge avionul în zona asta. Trebuie să lămurim un singur lucru, să nu ne dăm mari cu chestia asta. Aceste scrisori nu se scriu de către el personal. Bill Clinton are chestii personale, le face. Dar de unde știa Bill Clinton de Bancorex? Că aveți dai seama, Bancorex-ul. Adică nu, bine. Asta există, scrisoarea, eu cred că se face chiar de aici, de la ambasada americană, că orice om politic are o structură de oameni care se ocupă pe zona României, cine e ceva, ambasador. Dom'le, ce ar trebui ei făcut? Păi, doamne, o scrisoare de drăgălășină, dragă, nu i-a zis chiar Emil, așa, i-ar fi plăcut, cred. Da. Uite care e situația cu Bancorezul, necamă, îți dai seama, adică Bill Clinton o seară când se culcă, are unele neliniști în legătură cu Bancorezul, așa, cu Monica Bancorezul și cu Sârbi, încolo nu mai are probleme. Și-ar trebui de acea scrisoare. Bineînțeles că a semnat-o. Pe vremuri știi că se purta scriitorii care scriau unele cărți mai patriotice, le trimiteau la Comitetul Central și primeau din partea lui tovarășului Nicolae Ceaușescu, o carte de vizită, Nicolae Ceaușescu, președintele României, și o semnătură, bine, trasă la Xerox, chestia, cu mulțumire, așa. Aia ce, duceai cartea la Comitetul Central, erau niște băieți, niște gradați acolo, care o primeau, le băgau la etuvă, ca să nu fie dracu cu o travă, n-ajungeau niciodată la... Și altă secție a trimitea acel plic cu scrisoarea de mulțumire Nicolae Ceaușescu. Și erau mulți care păstrau chestia asta, domnule, am primit de la tovarășul cu cartea de vizită. Cam așa e și cu această scrisoare, adică. Deci noi nu intrăm în NATO, nu intrăm în Comunitatea Europeană, Bancorexul ăla vale, nu știu, situația e dezastruoasă, nu ne bagă nimeni, în schimb stăm foarte bine relația din când în când Bill Clinton îi scrie scrisorile Emil Constantinescu. Să fim serioși, nu înseamnă absolut nimic. Da. E o gâdilitură ca să-și... Da, intrăm în tema aia, intrăm care o amânăm puțin. Intrăm în tema cu războiul din Iugoslavia? Nu, zic, prin această chestie, de fapt, asta are, acea scrisoare de-aia a fost trimisă, de fapt. Da. Haideți să facem o pauză, chiar dacă e puțin timp a trecut puțin timp la debutul emisiunii. O pauză foarte scurtă și vom continua după aceea. Bun, intră pauza publicitară. Cât mai am?
Păi de ce dracu mi-a cerut mă aia dacă tot era zăpăcel? Ce, nu e reclamă? Marius, iartă-mă, dar am cerut după 5 minute. N-am auzit după 5 minute. Și ce acum, mă? Nu, e publicitate. A, bun. Continuăm emisiunea din această seară. Spuneam că vom vorbi despre războiul din Iugoslavia. Înainte de a începe să ne spuneți care e părerea noastră despre acest război, dați-mi voie să citesc editorialul din Cațavencu de săptămâna trecută, a apărut marți. Pe cât de simpatici de doctor, un editorial foarte dur. Da. Pe cât de simpatici de doctor docent părea Bill Clinton când se dădea drept șeful catedrei de muie a Universității Ovale din Washington, pe atât de scârbavnic și golănaș a devenit în clipa când a confundat harta pătată de explozia Serbiei cu rochița Monicăi. Nu-i de mirare că Bill Clinton a rămas curigen la istorie și la geografie, fiindcă și contracandidatul său la președinția Americii, Bob Dole, a feștelit-o la literatura cu câțiva ani când l-a invitat pe Goethe la un congres de sociologie în New York. Ei bine, iată, Bob Dole n-a știut că Goethe a murit, după cum nici Bill Clinton n-a știut că Serbia e vie. Plancat de câțiva general morbizi, ce par să predice onania războinică în preajma computerului, excitându-se ca adolescenții doar când văd pe ecran agnea juvenilă a exploziilor, domnul Bill Clinton, ce a intrat cu dezinvoltură la Monica prin față, va ieși cât de curând prin dosul Serbiei cu coada între picioare și cu capul plecat. Sper ca sfintele moaște ale avionului invizibil să fie depuse într-o oraclă în catedrala din centrul Belgradului, să le pipăie câțiva general la rând, ca aducerea mintea îngânfării și stupidității de care au fost cuprinși la sfârșit de secol 20, politicienii ce țin în mână frâiele lumii și care consideră încă popoarele balcanice un soi de furnicare de categoria a doua, ce pot fi mutate cu găleata de pe un mușuroi pe altul. Când doi oameni se ceartă într-o casă, nu dai foc la acoperiș ca să îi împaci. Ori exact așa a procedat Madame Albright atunci, Madame Albright, clona perfectă a tovarășei Suzana Gâdea, când a decretat că e mai chic să îi învrăjbească pe serbi contra albanezilor și să răstoarne Balcanii cu craci în sus, în buna tradiție a umanismului sexual practicat la Casa Albă. Păcat și trist, mai ales că nu doar de la Nichita Stănescu încoace, inimile poeților sârbi și inimile poeților români nu au putut fi despărțite nici măcar de apele Dunării. Recunosc, sunt patetic, dar nu mi-e rușine, am sărit un mic paragraf. Foarte da, dur editorialul. Da, deci, bun, aici ar trebui să revenim la oile noastre, la situația României, de fapt. Acolo era o chestie patetică vis-a-vis de sârbi. Eu am prieten în Belgrad, care acum trăiesc sub teroarea bombelor, și am primit de ună zi o scrisoare de la Adam Puzlovici, am văzut că și voi ați publicat în ziar o altă scrisoare. Și mi se pare că atitudinea noastră vis-a-vis de sârbi va avea niște consecințe uluitoare. Vreau să spun că aici nu e problema să alegem noi între sârbi și albanezi. Aici între sârbi și albanezi au ales americane. Fiindcă și sârbi și albanezi sunt două popoare extraordinare și cu o structură formidabilă. Amândouă au avut de-a face cu turcii, deși unii s-au lăsat mai degrabă, au trecut la religia musulmană, dar nu poți să spui că unii sunt mai răi decât alții sau că unii sunt mai buni decât alții. Revind la atitudinea noastră față de sârbi, pentru că noi am fost măgari față de sârbi în 1950, când sârbii aveau o atitudine pro-americană și pro-occidentală și noi eram sub influența sovieticilor și când toată presa românească era plină de articole Călău Tito, erau acele caricaturi cu Tito, cu Barda, Călău Roșu, cu niște colți, așa, și am răsfuit presa vremii cu sângele ieșind pe așa. Deci făceam jocul rușilor cu aceeași dezvoltură cu care facem și astăzi jocul americanilor. Se poate vedea de altfel la Calafat, de la Calafat, pe la Maglavit, pe la Cetate, pe unde vreau să mă retrag eu acum la bătrânețe, așa, se pot vedea și acum cazematele făcute împotriva sârbilor. Deci avem
încă o dată, niște relicve ale unei antipatii false față de sârbi, așa, numai sub imperiul ideologiei. Noi eram atunci staliniști convinși și toată politica românească și tot poporul român, indiferent că în nație una română exista o altă atitudine decât, decât atitudinea politicienilor. Că eu cred că și atunci, ca și acum, de altfel, Gheorghiu Deși, cu toată șleacta de activiști, creau chestia asta antisârbească, dar nu cred că românii de pe malul stâng al Dunării îi erau pe sârbii de pe malul drept. Erau aceleași relații care existau și lucruri alții. Care se întâmplă numai și că dacă acum. Ei ziarele de atunci și mass media de atunci, era toată antisârbească. Bun, același lucru se întâmplă și acum, asta vreau să spun. Da. Adică e incredibil că sub același, sub alt paravan, dar nu la nivelul presei, la nivelul oficialităților. Da, nu la nivelul presei, dar la nivelul politicienilor și la nivelul anumitei mass media, așa, iarăși cădem sub aceeași poveste. Așa. Ori mi se pare că nu mai suntem totuși în 1950 ca cineva, chiar șeful statului, să vorbească când e vorba de atitudinea americanilor față de sârbi, numele poporului român, că noi suntem de acord să fie bombardați sârbii, că e o chestie, nu știu cum a fost fraza... Da, necesară și legitimă intervenția... Necesară și legitimă. Eu nu consider că e nici necesară, nici legitimă, atâta vreme cât până la bombele și la toată tehnica militară NATO să folosească, domnule, chestia diplomatică. Sfântul dialog, așa. Bun. Care nu a acceptat nici măcar Sfântul dialog. Ați văzut, papa e și el dat la o parte ca un gunoi, de fapt, în acest conflict. Ori e... Nu, ori, domne, de două ori, nu ne-a fost rușine în 50 că am făcut chestia. Nu ne e rușine nici acum față de oamenii ăștia. În anul 1999, să știu că la 180 de kilometri, de, sau cât e până la... Sau 200 două, trei ore de mers cu mașina până acolo. Așa, la o jumătate de oră cu avionul. La 50 de kilometri de granița României să sune sirena ca în primul război mondial, ca în al doilea război mondial și să stea acolo tot suiu că... Dom'le, asta, eu înțeleg că ei consideră chestia, toată teoria americană cu comunismul sârbesc, iar o, mi se pare de o măgărie fără de margini. Prima țară în care am fost eu în, ca scriitor român în străinătate a fost în 1973 sau 74 la un festival în Serbia, în Iugoslavia, da. Așa, la Belgrad. Dom'le, trebuie să spun că am rămas stupefiat ce am văzut eu când la noi începuse hau-hau cu, spre comunism în zbor, toți dădeam din arii spre comunism în zbor. Dom'le, când am văzut Serbia, cum arată, cum arătau magazinelor, stăteam seara la televizor și mă uitam la reclamele alea, la salam, la mâncare. Nu mai vorbesc că oamenii erau liberi, că Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu erau în ediții complete în librăriile lor, că erau cafenele literare extraordinare, că lumea circula, toți aveau pașaportul și munceau în Germania, în Franța, nu știu, că erau pro-american, că Coca-Cola, eu acolo am băut prima Coca-Cola americană, eu am băut-o, domnule, la Belgrad. Adică eu nu pot uita această chestie și să vii acum să spui că, domnule, ăștia sunt comuniști și pasă minte, noi români suntem mari capitaliști, mi se pare o ordinărie. Dumne, toată zona de sud mi se pare o ordinărie fără de margine. Toată zona de sud a țării era nebunită să se uite la programele sârbești de televiziune. Merg până acolo că, bun, domnule, Milosevic, zici tu că este rău așa și vrei să-l omori pe Milosevic. Domnule, dar două poduri de pe Dunăre și s-a întrerupt și circulația vaselor românești. Dom'le, două poduri, ceva mai frumos decât podul, care se cheamă de altfel podul prieteniei și ăsta dintre România, pe ăsta încă nu, s-ar putea să ne bombardeze și pe al nostru, eu nu știu de ce, încă nu. A timp este. E timp, da. Deci podul, toate podurile sunt un simbol al prieteniei între cei care stau pe un mal și pe altul al apelor. Adică să bombardezi două poduri pe ideea că tu îl urăști pe Milosevic. Păi Milosevic, ce, să plimba Milosevic cu soacră sau pe podul ăla în noaptea respectivă să bombardezi podul? Adică n-au nicio logică aceste chestii. Eu înțeleg dacă ei aveau cu Kosovo, să fi mers în Kosovo acolo, trupele ONU, NATO, și NATO, merg până acolo că și NATO, să rezolve acolo să protejeze populația dacă e buba a chestii. Dar să bombardezi încă o dată capitala Serbiei și a Iugoslaviei în anul 1999, după ce Iugoslavia a luptat alături, că noi românii întotdeauna, și am fost cu nemții, până am fost împotriva nemților, am fost cu ruși, acum suntem împotriva, suntem cu americani, deși vreau să spun că mai mare pierdere, americanii
Nici nu-și dau seama și pe cât a crescut, că asta am scris în articolul ăla, pe cât mi-a fost mie simpatic de Bill Clinton în relația lui cu Monica, era o chestie omenească, doamne, orice bărbat greșește, o treacă, nu face acolo, vin și aia, adică el ar fi, n-a înțeles nimica din acea poveste, pe cât de nedrept era, era acuzația aia de un avocat care citea Biblia în fiecare procurat, seara, atât de sinistră mi se pare chestia, adică și-a ras, atât de golan mi s-a părut, domne. Încă o dată, deocamdată nu sunt victime în fiindcă Sârbia au o tactică foarte bună, golesc toate instituțiile din timp, nu știu, ei puteau să pună acolo, că și asta e, n-au vrut să-și omoare și mi se pare o chestie iar de demnitate națională, că n-au vrut să populeze chestiile alea care bombardate, să vină acolo să-și arate cadavrele. Interesant, eu mă așteptam ca ei să vină să spună, domnule, și să mintă, că în orice chestie mint, domnule, au murit ei... Pe cât spunea că au murit în Kosovo, putea să spun, domnule, au murit până acum 1 milion de sârbi. Și noi puteam să credem la ce rachete folosesc ăia, la ce dezgropam din toate cimitirile morții, din toate, că mai mor unii și în mod natural, nu? Deci se putea face propaganda sârbă, asta vreau să spun, putea să strângă toți morții de pe teritoriul Iugoslaviei, de inimă, de ficat, de rinic, de dracu, știe, și să-i scoată în piața, uite, domnule, a fost bani, să le tai o mână chirurgi. Era simplu de făcut un război mediatic de genul acesta. Domnule, nu l-au făcut, să știi. Și sârbii au o structură, atunci să știi că am rămas stupefiat de structura sârbilor, domnule, ăștia au într-adevăr în ei, adică e o nație, nu a dracu, în sens pozitiv, dar în sens pozitiv, da, așa, da. Adică au, domnule, eram cu Emil Brumaru, cu un poet de la ea și așa, și nu eram până Sârbia, din România, veniți, la noi nu se mai purtau minijupe, mi-am amintesc, eu eram și eu poet tânăr, nensurap, atunci, așa, Emil Brumaru, cred că era divorțat, și ne uitam după toate fetele din oraș. Dom'le, eram singurii tâmpiți care ne uitam, păram doi la bagii din România, că tot băgași, treceau Sârbia și mai înaltea, dom'le, nu se uita unul după o femeie. Era o chestie și de eleganță, și de demnitate, și de educație. Nu eram doi morcovari din România, nici criptocomuniști, poezi criptocomuniști, deși nu scriam comunismul, că amândoi n-am scris niciodată așa, dar vreau să spun că păream doi rătăciți în lumea aia, așa, într-o lume civilizată, asta vreau să spun, adică să vii acum cu această imagine a unei Serbii tenebroase de neocomuniști, hai să fim serioși. Nu, da, nu e mai comunist Milošević decât Constantinescu sau decât Iliescu sau de toți au fost membri în Partidul Comunist Român, bă, ăștia, marea majoritate, cu excepțiile de rigoare, cum și ăia sunt, dacă te uiți în piața aia, păi ăia sunt comuniști din piața aia din centrul Serbiei. Nu, ăia sunt cei care acum un an sau doi ani l-au huiduit pe Milošević. Ce-i fenomenul? Uite, o să aibă parte și Emil Constantinescu. Ăia care țipurau în piața universității împotriva lui Milošević? Nu, lui Iliescu. Aici o să încep, că nu cred că va mai avea parte președintele României de tineretul român ăsta care besmetic și totuși înfometat și de entuziasm. S-a terminat cu distracția. A dus, da. Deci să nu ne luăm după aceste povești. E vorba de relații, domnule, între un stat vecin. Domnule, până și țiganul are el o chestie de asta, domnule, nu fură de la vecin, știi? Nu fură găinile de vecin. Rom, țiganul, că... Romul, cum vezi? Romii nu fură de nicăieri. Dar țiganul era o vorbă, că nu fură de la vecin. Așa. Mai încolo, e respectul față de la... Păi noi de ce vrem, domnule, să le furăm, nu știu, demnitatea lor națională? Domnul Dinescu. Așa. Și mai e o chestie. Înțeleg, într-adevăr, e o dramă cu Kosovo, acolo sunt albanezi, sunt majoritari, e o problemă. Ia, e o chestie istorică legată. Dar de ce noi vrem tot timpul spunem România mare, am vrea să facem România mare, să frații noștri de la Prut, să ne unim, să nu știu. De ce Germania se poate uni cu Germania aia, să fie Germania mare? Și când e vorba de Sârbia, adică îi lasă, domnule, să facă dragul, să-i mărunțim așa. Fiecare popor are dreptul, domnule, să, nu știu, la speranță, la etnia lui, la monumentele ei, la... Nu, noi ajungem să facem, noi puteam să fim arbitri aici, dacă erau deștepți politicieni noștri, i-ar fi convins pe americani, domnule, stai, domnule, că, domnule, cu sârbii nu-i ca nici ca în Irak, nici ca până Africa, pe acolo, e o chestie mai, domnule, e în Europa, e un popor care a fost hăituit și de nemți în al doilea război mondial și a rezistat, și după aia a trecut, a stat sub pericolul rus, că armata sârbă, ăsta e avantajul, nu se compară cu armata română. Deci, după ce cu nemții, au stat încă 10 ani sub frica că vin rușii peste ei, așa. Așa. După aia,
pur și simplu, domnule, anul ăsta în care intrăm, domnule, ne apropiem de anul 2000, în Europa, să vină încă o dată frații americani pe care noi am așteptat să dea bombe. Bine, am o altă teorie, că aici cred că era bine dacă dădea în România. Așa. Că la Sârb, totuși, mă gândesc că au nimerit peste o fabrică de medicamente și o fabrică de mobilă, de chestii tehnice, așa. Dacă noi aveam șansa să ne bombardeze americanii anul ăsta, cred că scăpam de toată... Dacă bombardau toate astea, marile magaoi astea economice, pe care ăștia n-au curajul să le desfințeze, așa. Deci acest bombardament ar fi fost pentru noi benefic. O luam de la capă și m-a luat-o Germania. Știi că germanii... Bine, în afară, dacă domne, mai murau și proști, într-un bombardament sunt multe afară. Mor fraierii proști, murim și noi, cum ar veni, care nu suntem... Lăcte la mijloc, că nici deștept nu suntem totuși, așa? Dar vreau să spun că ceva s-a legea din această poziție. Și Germania, știi de ce a reușit să fie o țară extraordinară? Pentru că s-a ridicat pe niște ruine. Ori noi nu avem curajul să fim nici ruină, nici ceva ca lumea, știi? Așa, nici undeva la mijloc. Domnule, o să bălângânim în această situație de mijloc, nici cal, nici măgar, cu mâna întinsă, că și asta am văzut astăzi încă o dată. Prietenii mei, că și Pleșu, eu îl simpatizez și pe Pleșu și pe Babiu. Am văzut că, domnule, noi primim cu multă demnitate 60.000 de... 6.000. Sau 6.000 de... refugiați. De refugiați, de albanezi, sau să mă știu. Nu, din Kosovo. Din Kosovo, dar nu avem să le dăm de mâncare și să ne dea ei ceva. I-am zis, domnule, păi domnule, de azi încolo când o să cerșim, am mai spus, trebuie să ne îmbrăcăm în costum național. Măcar să fim recunoscuți cu alea tricolorul pe piept, cu ițar și nu știu ce. Domnule, puțină chestie de demnitate națională. Și dacă primesc pe cineva, primesc, domnule, le dau de mâncare. Domnule, dar a existat un pic de mândrie națională de când a început conflictul ăsta? Noi am fost cu NATO înainte de a începe de operațiunile militare. Eu îl înțeleg și pe... Domnule, Andrei Pleșu e cel mai bun prieten. Eu am total păreri diferite el vis-a-vis de acestea. Eu îl înțeleg, el e diplomat. El stă de 2 ani de zile și se întâlnește cu diplomația occidentală și a făcut o impresie extraordinară. Domnule, diplomația e una, mândria națională de care vorbeați. Nu. Deci aici e o chestie. Deci a intrat într-un sistem de relații în care... E greu acum să le feștelească. El o ține una și bună, evident, România. Vrem să intrăm așa, unde nu o să intrăm de acolo. Pentru că, fac o paranteză, România nu va mai intra niciodată în NATO, abia din clipa când a început acest război. De ce? E normal că nici sârbii nu vor fi niciodată de acord să se creeze un cordon între ei și ruși, între alte. Nici rușii nu vor mai accepta cu atâta ușurință ca până acum, adică o asemenea chestie. Deci am intrat... Plus de asta și economic, eu nu cred că va mai veni un investitor occidental să bage bani într-o chestie, într-un culoar între sârbi și ruși. Care e o chestie nesigură pentru orice investiție occidentală, că nu se știe ce se va întâmpla, nu? No. Deși rușii, după părerea mea, sunt jalniși, că au trimis vaporul la rablagit. Să culeagă informații. Mai bine prindeau pește, dracu. Informații, să văd la televizor. Adică, acum informații, deși război imediat, ei să da înțelegi bine ce se întâmplă. Mă. Părerea mea că ei joacă o carte destul de tare. E vorba de să creează un anti-americanism violent. Pe care îl vă specula mai târziu. Care dispăruse, poate că mustea așa, și în Occident, că deja și în Franța, și în Germania, și în țări, există, și cu există. Cât merge război, și inclusiv în România, pentru că e clar că o bună parte a românilor care erau cu NATO, n-ai văzut că toți, 90% erau NATO, da. Toți țăranii, toți băiat, bun, dacă s-a făcut sondajul, toți șomerii vor în NATO la noi. 90 vreau să rămânem neutri, să nu implicăm în niciun fel. Gata, s-a terminat cu chestia asta. Se creează inevitabil, pentru că te întreb totuși ce înseamnă. Că noi la noi NATO însemna că, domne, să devine leu mai tare, investesc ăștia, adică n-aveam sentimentul. Bine, nimeni nu se știa ce înseamnă NATO. Dar domnule, continuați-vă ideea, plecați de la Andrei Pleșu, care umblă în acest cer. Deci Andrei Pleșu joacă o carte a diplomației românești, care e pro-occidentală, nu știu, păris cu diplomației românești de la ora actuală. El oricum e, cred că, un personaj perceput cu mare simpatie în Occident, înainte de acest conflict. Așa. E într-adevăr, poate e cel mai tare ministru de externe, nu mai că știe nu știu câte limbi străine, dar are un farmec care expune și cucerește. Eu știu amănunte, nu vreau să intru în ele. Așa. El e reprezentantul guvernului României, care în guvern are tot interesul cu NATO. Așa.
Dar Emil Constantinescu, care nu mai e reprezentantul Guvernului României, e reprezentantul acestor oameni, 22 de milioane de oameni, care e clar că în marea masă a populației există o simpatie prosârbească. O simpatie și ar fi un vot clar împotriva bombardării sârbilor de către americani. Ori președintele României nu mai poate să vorbească deci în numele unui guvern care are o politică economică, ci numele cetățenilor. Ori dacă cetățenii nu sunt de acord, domnule, nu mai vorbești în numele. Încă o dată, eu nu mă simt. Eu am și spus, m-am întâlnit cu Emil Constantinescu la când s-au dat premiile, acel premiu pentru excelență. De 50.000 de dolari. Așa. S-a dat unui mare artist român 50.000 de și nu s-a mediatizat prea tare. E o chestie extraordinară, făcută de un om de afaceri care a scris poezii în tinerețe, se mai întâmplă și chestia asta și care în memoria mamei sale un gest foarte nobil. Eu nu vreau să-i dau nume, deși am tot instalat, e treaba lui așa. Dar mi se pare chestie extraordinară. Printre acești oameni care dau numai la fotbal și la așa, să găsești unul să dea unui om de cultură. În acea sală, deci, a venit și Emil Constantinescu, Ateneul Român. Așa. Era o mare sărbătoare pentru cultura română. Și spune, e Sorin Vântu de la Gelsor, treaba lui. Care a dat premiu. Da, așa. Deci, și de ce spun numele? Că s-a scris în presă, zice, la inițiativa Academiei Române și a nu știu fundație, să fim serioși, el a înținat unui om care are ceva în cap și care îl mai bântuie din când în când niște idei literaro-filozofice după ce a ajuns om de afaceri, lucruri de altfel. În această sală veniseră și Emil Constantinescu și Ion Iliescu. Ion Iliescu. A venit Emil Constantinescu, s-a așezat în loja oficială să crease un soi de gol în jurul lui. Domnule, a venit cu un sfert de oră înainte. Și amândoi. Iliescu era cu vreo 5-6 inși. După la PDSR, consilier, așa. După 5 minute când m-am uitat, domnule, mi-a fost jenă. Că făceam parte din jur, m-am dus acolo și am spus, domnule Emil Constantinescu, mi se pare cam jenant faptul că stați aici, n-a început să plecat, s-a creat un șeful statului. Domnule, matale și matca, un șef al statului e ca albina, ca matca într-un stup. Ai văzut că vin albinele alea și fac cal cu aripile, una îi dă pe pică, pe nu știu ce. Lui stătea țapăn, așa și avea și un soi de mândrie. Eu zic, eu am venit, domnule, într-un soi de milă față de dumneavoastră, că mi se pare nefiresc ca un șef al statului, într-o sală unde sunt mari artiști români din toate domeniile, oameni de știință, academicieni, populație, popor, soldați, etc., dumneavoastră să stați așa înconjurat de 4 metri de aer cub. Așa. Și știți că în Academia eu mai critic și chiar în jur, așa, dar vin totuși, mi se pare nefiresc, vreau să facem un dialog, măcar să vadă lumea că se întâmplă ceva. Fiindcă zic, uitați, ați văzut că Iliescu are vreo 5, tot clămpâneau pe acolo, păreau foarte vesel ăștia din opoziție. Ca albinuțele, da? Dom'le, nu s-a dat, a spus, dom'le, știi, de fapt e o chestie a democrației, am venit mai devreme, am încercat o, să fac un șpagat, așa, că am venit mai devreme și asta e riscul democrației, așa, eu nu vreau să fac în jurul meu. I-am zis, dom'le, stai puțin, zic, în primul rând că anul trecut când venea la un spectacol, mie mi se părea că se întâmplă ceva și mai să creează o vibrație și normal. Dom'le, a venit președintele, e o chestie așa, parcă nu se mai întâmplă așa. Era de altfel Buculei, care e un sculptor, și am spus, uite, vedeți pe băiatul la Buculei. Și l-am și chemat, zic, Buculei, zic, domnule, ăsta era un fanatic al dumneavoastră și vă iubea așa. Zic, domnule, nu vă mai iubești. Buculei a sosit, el e mai delicat așa. Ce nu-l mai iubesc, dar îl stimez. Du-te, zic, nici nu-l stimez. Zice că el a făcut, e cel care a făcut Buculei, un mare sculptor, a făcut sculptura lui Coposu în piața Palatelor. Da. Țărănișii nu i-am dat niciun ban, a făcut muncă patriotică așa. Fiindcă țărăniși consideră că asta e muncă, chestia asta, artiștii, un soi de cum croșetează gospodinele, plovări, așa, ok? Așa. A făcut un proiect unui monument la Alba Iulia, extraordinar, așa, a luat premiu, așa. A venit Constantinescu, a văzut, a felicitat, s-a mormântat chestia, așa. Dom'le, zic, iată un exemplar dintre oamenii care erau fanatici, eu n-am fost fanatic, dar ăsta a fost un fanatic al noastră. Dom'le, încep să vă moară fanaticii, chiar dacă sunt în viață. Zic, țineți cont de chestia asta. Dom'le, asta vreau să spun că nu-și dau seama de fapt, există o ruptură, deci nu între politicienii noștri și restul populației, dar și între cei care au sărit încă o dată în piață, au țâpurit Emil, așa. Și îți mai puțin, s-a întâmplat în seara aia încă o chestie care m-a pus pe gânduri.
a început spectacolul extraordinar, o formație, erau niște tineri genialoiți care cântau înainte de decernarea primului și la un moment dat, pe la 9 și un sfert, am văzut că din loja lui Iliescu se ridică gruparea, câte unul, câte unul, și a venit o paschi la mine, mi-a întins o mână și zic, dar de ce plecați? Zice, să dau primele lovituri aeriene. Știi? Era chiar în ziua când au început a mea. Dom'le, au plecat băieții, toți foarte bune. Am văzut că Popaschi s-a dus până la președinte Șupu, i-a spus și lui. Până la Constantinescu. Dom'le, ăștia au plecat, Iliescu, cu toată echipa, s-au dus și au făcut ședință de pare. Emil Constantinescu a rămas până la sfârșit. Sigur că estimabil că șeful statului vrea să stea încă 2 ore de concert. Dar lângă România, la 50 de kilometri de granița României, să americanii dau cu bombe. Du-te, domnule, cheamă subalternii, fă o ședință de criză, se întâmplă ceva. Adică, nu știu, mi se pare că ei, încă o dată, domnule, trăiesc, polițienii noștri încep să trăiască cum trăiesc viermea de mătase, știi, într-o, li se croșetează în jur un săculeț așa frumos și nu mai percep realitățile. Sigur că nu știu ce a făcut Ion Iliescu. Ei profită de chestia asta, evident, că trebuie să fii prostul proștilor, să nu te dai, știind că populația vibrează la chestia asta. Corect. Dar și dacă ești la putere, cu atât mai mult. Haideți să ne mai oprim puțin pentru publicitate, vom continua imediat după aceea. Da, 20 de secunde? Da. Cu ce continuăm? Cu... Mai vorbim despre asta ceva? Da. Despre ăștia care își dau cu părerea. Ah, despre analiști. Analiști, chestii, da. Da, continuăm emisiunea din această seară. Ne apropiem cu pași repezi de miezul nopții. Emisiunea noastră mare, multe de spus, ca să nu zic Mircea Dinescu. Mircea Dinescu are multe de spus. Uite că am spus până la urmă. După ce au început bombardamentele, bineînțeles că au început să apară și analiștii care apar în astfel de evenimente și fiecare cu o părere despre ceea ce se întâmplă acolo. Care erau datele pe care le aveau ei în momentul în care făceau aceste analize? E adevărat că dacă te iei după mass media românească și televiziunea special, situația e destul de dramatică și lucrul se poate vedea bine, nu dau numele niciunei televiziuni, ai văzut că una este pro-sârbească sau una este pro-americană și anti-sârbească, clar. Și mă gândeam dacă se vor uni aceste două posturi, ce va ieși în România. Adică suntem de fapt și noi, românii, prizonierii acestor canale de televiziune. Fiindcă dacă ne uităm și ne arată la două canale, faptul că a fost omorât liderul sârb, da, nu știu ce. Ziaristul, redactorul șef al ziarului chiar Abanet. Credem, plângem și noi și nu știu ce. De aici americanii opoziție sunt pentru atacuri, sunt bine, pentru americanii ce vor? Domnule, americanii nu înțeleg asta. Poporul american care e la ora asta, probabil, până vor muri câțiva mai mulți soldați americani, ei ce știu, domnule, e Serbia, o fi într-o insulă, până Marea Marmara, o țară, Serbia, în care capitala e... Poate știu acum că este, dar cum ne încurcă, întotdeauna știi bine că capitala României, Budapesta, este la Bulgarie, nu știu ce, și Albania are Sofia. Deci aici nu sunt niște chestii nedefinite așa. Deci nu înțeleg nimica din această lume, să fim așa. Ori dacă eu înțeleg că în acea lume, forța americană și continentul american, domnule, e cu atât mai trist că comentatorii noștri, analiștii noștri politici devin și ei suspecți prin faptul că în loc să fie analiști politici, devin un soi de propagandiști de partid. Și am văzut într-o seară, cu tristețe trebuie să recunosc, o discuție între un analist politic, cred că era Dan Pavel și... Dan Pavel și Adrian Stase. Și Adrian Stase, în care mi se părea mai coerent Adrian Stase. Adică, domnule, Adrian Stase, care a fost ironizat și este ironizat în Academia Cazamincu, așa, și pentru fentele lui, nu știu, care este, sigur, că e o minte mai destupată în PDSR și e uns cu mai multe alifinu decât mulți politicieni români. E clar că e o mare figură în PDSR, așa.
Dar, domnule, trebuie să, oricât de antipatic sau de membru de partid, la orice partid, trebuie să recunoști că avea o logică și o inteligență mult peste acel comentator politic care era de o suficiență absolut îngrozitoare și venea cu lozincă raia. Cred că îl chema Dan Pavel și mi-am amintit că am avut o discuție după aia cu Andrei Pleș și mi-a spus, domnule, și da, zice, să-l știu, zice, când mergeam pe la Constantin Noica, ce ne spunea noi ca, domnule, să vine unul, Dan Pavel, după la Comitetul Central UTC, știi? Adică ăsta care se răcu, bine, au fost mulți la Comitetul Central UTC care au băieți de șef, dar după ce a dat la Comitetul Central, folosește aceeași tehnică de propagandă, știi? Adică era clar, el în loc să-mi explice, domnule, un analist politic nu ține partea a doi accidentați pe un drum, sau unor nici care au luat foc într-o casă. El trebuie să ne descrie fenomenul la rece, știi? Ori eu am scris că când doi se ceartă într-o casă, nu dai foc la acoperiș ca să îi împaci, așa. Dar după ce ăla dă foc la acoperiș, nu cum sunt americane, ca să îi împace pasămite de mila ăla și a reușit să-i gonească și pe aia în bejanie, nu, să-i bombardeze. Catastrofa umanitară, deci, a început după, e clar că, după așa, bombardamente. Deci, și să creează acolo o zonă care zeci de ani, chiar dacă va fi independent, va fi ceva o nenorocire acolo. De aici încolo va începe nenorocirea. Corect. Așa. Dar comentatorul politic, domne, mie trebuie să spună să nu țină nici cu americanul și nici cu sârbul. Mie să-mi explice fenomenul la rece, domnule. Asta e analistul politic. Da. E ca un doctor care trebuie să-mi facă, domne, analizele și să-mi spună în ce constă boala. Înțelegi? Bun. Nu să-mi facă, sufăr de nu știu ce, să-mi facă o injecție aiurea. Domnul Dinescu, de ce suntem noi pro-NATO neapărat? Și plec de la declarația lui președintelui Constantinescu pe care ați amintit-o mai devreme. Domnule, nici nu începuseră atacurile și deja această intervenție era necesară și legitimă. Domnule, e chestia în care ne legănăm că noi vom fi NATO, vom fi în comunitatea europeană. Nu, dar avem altă alternativă? Avem alternativă? Pardon. Nu, din păcate nu. Asta, de ce sunt ei pro-NATO? Asta e. Că nu avem alternativă decât să fim pro-NATO, să intrăm în Europa Occidentală. Și atunci suntem condamnați. Dar nu avem, nu încă o dată. Măcar de-am fi. Eu asta demnitate. Dom'le, nu, dincolo de... Dacă ăștia ne luau, dar nu ne iau în serios, asta vreau să spun. Suntem deja... Bill Clinton nici nu ne aminti, mi se pare acum. După ce a scris scrisoarea lui Emil Gozar, dragă Emile, nu știu ce, mă gândesc la tine și la Bac Corect, astăzi nu ne-am mintit deloc că suntem între țările care... Care sprijinim dintre țările balcanice. În afară faptul balcanici. Că bine că nu se gândesc la noi, dar nici la amărâția de albanezi nu se gândesc. Că astăzi au dat o declarație că îi primesc 60.000 de albanezi sau ce. Dar nu pătării... Nu, 6.000 noi. Americanii au zis că primesc 12.000 sau nu știu că dracu. Da. Dar nu pe teritoriul Americii. Mm-hmm. Adică îi bagă pe până magazii, până insule, până nu știu ce. Adică n-au niciun chef. Asta vreau să spun. Să nu ne iluzionăm așa. Nu noi, dar nici ăștia să nu se iluzioneze. Așa. Bun, suntem lângă ei, dar asta, pentru că nu avem alternativă. Dar asta nu înseamnă că suntem lângă un stat agresor care atentează la suveranitatea. Nu, e chestia, nu. Asta e o chestie care s-a făcut încă de pe vremea, nu. E complexul nostru vis-a-vis... Cum s-a schimbat ordinea mondială? Nu, e complexul nostru vis-a-vis de ruși. Deci a fost chestia România sub obrocul rușilor. Așa. S-a creat și acum vrem cu tot neavisul la americani. Noi, prima neșansă a României a fost asta, că am fost vecini cu rușii și noi am avut relații economice cu rușii foarte tari pe vremea rușilor. Că dădeam mâncarea toată la rușii, ne dădeau petrol, gaze, bani, dolari. Nu se, după asta Iliescu cu complexul lui că a fost activist de partid, a zis, domnule, stai că nu-i bine să facem, să avem mai relații cu rușii, că o să zic ăștia că sunt neocomunist, că sunt caghebist, da, că nu știu ce, și s-a cam stopat chestia asta. N-am mai dat la ruși, că noi vrem, că și Iliescu voia cu NATO, și acum n-ai văzut, s-a întâlnit da, și Iliescu, cu... că nebunesc că Iliescu s-a întâlnit cu doi lorzi, că a luat masa cu nu știu ce în regina Suediei și el... Bine, adică nici măcar ei care sunt pasmite în opoziție socialiști și ei vor tot cu lor, tot cu... Așa. Dar cu ce se vrea, domnule? Nu, dar ne-am întrerupt relația cu rușii, nu le mai dăm pe pică la ruși, au venit olandezii și roșiile alea care și nu se mai mânca spaniole. România, așa se duc la ruși, nu le mai dăm, noi le dau ei pe pică, că asta e problema, cu mâncarea. Mâncarea rușii au mai multe tancuri decât găine. Știți de ce mi-e groază, domnul Dinescu? Nu, așa. Și atunci s-a creat aceste chestii, domnule, cu rușii noi nu, seama noastră e cu americani. Da. Că și bunicii noștri nu, că au stat în păpuriși, tot și așteptau americani. Da. Bă, uite că au venit. Știți de ce mi-e groază? Și să spuneți dacă nu cumva greșesc. Domnule, noi avem obiceiul să spunem, de mii de ani stăm aici, da? Trece și războiul ăsta aici și o să venim... O jumătate trece și războiul ăsta și o să zicem după război. Noi rezistăm de mii de ani, domnule, decât să rezistăm așa, sau
prin ceea ce s-a făcut în astea două săptămâni, noi nu mai rezistăm, dracu. Mai bine nu mai eram. Domn, noi am rezistat, din păcate, bine, nu facem istoria acum, nu. Domne, pe noi nu ne... Iau doar perioada asta de acum, nu. De șansa era ca să intrăm în NATO, domnule. Am fost excluși. E clar, e un club acolo, ungurii, cehii, polonezi. Bun, și de ce nu mai intrăm? Că suntem un culoar între ruși și sârbi acum. Nu, de aia nu, nu. Dar bine, și... Păi nu, că a spus mai devreme că de aici mai... Nu mai avem șanse. Da. Poate că aveam, nu. Cred că... Bine, n-am avut diplomație. Și Meleșcanu era un om prea finus pentru... Aici trebuia o armă pe care n-am știut să o folosim cu occidentali și n-am știut nici acum. Deci diplomația românească, cred eu, dacă se ducea și Emil Constantinescu și Andrei Pleșu, prietenul meu, acum două săptămâni se ducea la Bill Clinton în birou și spunea, nenea Bill, înscris scrisori, nu te băga acolo, că nu-i ca pe acolo, pe la Irak și pe la în Africa, nu știu ce, e mai complicată cu sârbii. Nu iese bine. Toată simpatia americană. Adică, dacă stăteau puțin pe gânduri, așa, folosea altă metodă. Există că politica se face, de fapt, ajungi în ultimă instanță la aceste chestii de armament. Dar sunt arme mult mai puternice. Politica se face prin cuvântul, e o armă mai puternică. Și s-a demonstrat de-a lungul, până și când au venit barbarii la porțile Romei, triburile alea, și Roma era îngrozită, au venit înțelepții cetății și a șușotit lui Atila, nu știu ce, la ureche și l-a întors cai. I-a spus ceva. Că era ciumă în oraș, că nu știu, ceva i-a spus, de ăla a întors toată armata. E o chestie misterioasă. Bine, există teoreticienii istorici care... Dar de fapt nu se știe precis ce a spus. Deci există arme mai puternice, să întorci o armată, să întorci patila de la porțile Romei. Puteau să facă și să vină și preoții noștri, și teoctii și nu știu ce, care zic că sunt ortodoxi, așa, să ducă cu papa în frunte, să veni ce papa... Ce să se ducă, domnule? Da. Papa a făcut un apel acum și nu l-a băgat nimeni în seamă. N-avem papa, știi, vechea poveste. N-am avut și nu o să avem papa. Bine, noi suntem... Noi suntem obișnuiți mai mult ca sârbii cu aceste bombe, că noi am fost bombardați de Remeș, de ăștia înainte, știi, dar ce s-a produs, bombardamentele produse în economia românească, care sunt mai mari decât la sârbi. Deocamdată la sârbi carcasele alea bună, dar la noi s-au omorât mult mai mult, așa, dacă te uiți, dacă te uiți cum arată CAP-urile, fostele alea care aveau, nu e vorba de organizația de partid a CAP, e vorba de grajdurile, de, da. Dacă te uiți cum arată alea de pe câmp, s-au furat pistoale de irigații, de, da. Adică au avut loc bombardamente de-astea puternice, nemediatizate în lume, știi? Corect. De-aia spun că șansa noastră era că dacă americanii dădeau câteva bombe pe noi acum, ieșeam în lume, spun, Doamne ferește. Să și vorbea, nu Doamne ferește, era șansa noastră, da. Domne, rămâneam și mai puțini. Păi și să rezolvăm încă o dată, luăm de la capăt. Nu, o luăm de la capăt, că noi nu să reușim, că noi tot înădim, domnule. Da, avem trei roate la căruță, dar nu ne gândim să o punem pe a patra. Da, ne gândim cum să mai furăm o spiță de la aia la altă, de a doua, știi? Da, cam asta e toată lupta noastră, știi? Și cam asta și cu NATO, de fapt. Că nu o să intrăm, domnule, nu o să intrăm, nu e niciun motiv, nu ne dă nici... Dacă i-ați spus, domnule, uite, domnule, sunteți într-adevăr, ați dovedit și când a fost embargo, nu, și am pierdut, dar, și acum. Uite, în clipa asta, când e conflictul ăsta, vă considerăm intrați în NATO și în... Nu vom intra, domnule, nu fac acest gest. Să nu ne... Ai văzut cum arată, eu mă uit cum arată, de fapt, americanii creează Milosevic, o chestie de-asta, un vampir al Europei, deși ăsta încă o dată, acum a reușit o chestie formidabilă, să-l iubească și aia care îl înjurau, știi? Cam asta e tot ce a reușit America. Deși e vorba și de psihologia unei asemenea. Te gândești la ce se întâmplă așa. Dar, stai, m-am enervat prea tare și nu mai știu ce să spun. Apropo de Milosevic, că s-au... Păi am plecat de la noi, că trebuie să ajungem la fundul sacului cu spița și așa mai departe. Lasă-mă cu spița, mă, numai, tu ești poet. Nu. Păi atunci și de Milosevic, că toate ăștia au reușit americanii să facă pe Milosevic iubit și de cei care îl urau. Dacă nici... Sau e cum se spune aia? Da, bine, hai că cald, rece, sau, da. Mă rog.
Nu ne patizăm. Și... Bine, am vorbit cam mult, deși trebuie să vorbim, că e o problemă pe, bun, pe care nu putem să... Bun, cum credeți că se va termina conflictul de aici? Pentru că nu văd o rezolvare... Aici, nu, încă o dată, dacă asta era o rezolvare, eu sunt de acord, domnule, au venit americani, au făcut curățenie, s-a măturat după chestia aia și toată lumea trăiește mulțumită. Dar nu se va întâmpla așa. Dacă prin absurd sârbii vor fi îngenunchiat, ceea ce eu nu cred, chiar dacă le vor bombarda tancurile, vor rămâne soldații terestri care nu în pântufișuri, se va duce o luptă de gherilă, cum s-a întâmplat în Vietnam. Asta n-am inventat-o, că e deja, se vorbește despre Vietnamul Europei. Dar hai să zic că chiar sunt în vii, să neacă în sânge toată povestea și reușesc să facă o enclavă acolo la Kosovo. Dar în orice clipă va mocni acea flacără, ăștia nu își vor lăsa teritoriul lor. Adică va mocni și se va dezvolta. Va fi o chestie veșnică. Nu poți să stai câți ani vei sta cu trupe NATO să te apere, domnule. Și ideea, ce om poate să doarmă când și, domnule, trebuie să te culci noaptea, dar trebuie să ai un milițian la capul patului. Tu ai putea să, domnule, știi tu că asta seara te duci acasă, te culci de vas, dar știi că stă unul cu arma și te păzește. Numai cu o salvare aș putea să doarmă așa. Păi nici albanezii nu vor dormi, știți? Că de-aia pleacă. Nici eu când știu, nu că mă bombardează americanii pe sârbi și sunt și eu pe acolo, dar ideea că mă întorc acolo și oricând poate să vină cineva, dar stă nenea Bill Se mai întorc albanezii acolo? Domnule, e o prostie fără de margine, încă o dată. Se mai întorc albanezii acolo? Se vor întoarce, nu? Aici există, dacă se creează enclava apărată așa, probabil unii se vor întoarce. Unii vor profita câți vor fi primiți în Europa. Că e o șansă asta, nu, să te duce în Europa Occidentală să muncezi, nu? Oricum, acolo e problema. Albanezii e un popor încă o dată, e foarte interesant. Ei, și faptul că sunt mai numeroși decât sârbi acolo, ei sunt, au câte 7, 8, 10, 11 copii, ca toți musulmanii, deci, și în general copiilor, eu știu asta, povestea, dacă înveți și lucrezi. Au muncit în Germania, în Italia, nu știu, sunt oameni foarte harnici și structurali, au ceva asemănător cu sârbii, deci sunt niște tipi cu șira spinării, așa, țapănă, așa, și economic ei au reușit acolo să fie foarte puternici, așa. Numeric la fel s-au mulțit, noi am avut noroc că ungurii, printre altele, s-au sfințit să facă copii ca și românii, de altfel, pe foamete asta, că în Ardeal românii sunt majoritari. Dar dacă aveam neșansa ca ungurii să fie musulmani, aveau acum toți în curte câte 15 copii, domnule, era o problemă pentru România. Da. Și de altfel trebuie să spun acest lucru, că se vorbește acum, apropo de această chestie. Da, se face paralel. Se face un paralelism. Sigur că România n-ar fi în pericol decât dacă ar veni Vadim Tudor la conducerea României și ar începe să omoare la unguri și atunci ar veni trupele NATO să apere pe unguri. Sau la Zlotochi, dacă vine la Zlotochi și... Nu, deci trupele NATO... Ungaria, intrând în NATO, a semnat un act... ...atenții teritoriale la nicio țară din jur. Deci asta e una între condițiile așa. Dar asta nu înseamnă că, într-adevăr, o enclavă dintr-o anumită țară, indiferent că e România, Serbia sau Slovacia, nu poate deveni o enclavă a unei minorități care este oprimată. Asta se poate, într-adevăr, ok. Da. Depinde de cât de deștept și de deșteaptă e conducerea țării respective. Eu mi-amintesc că întâmplarea face că președintele Ungarei este scriitor, domnul Gönc, a fost președinte al unui scriitorilor pe vremea când eram și eu președinte la unui scriitor în 1991-92. Și a fost în România, atunci ca președinte al unui scriitorilor, m-am dus și eu acolo, m-am întâlnit de vreo 4 ori, oficial așa cu el. După aia au venit alegerile în Ungaria și a fost ales pentru că se certau foarte tare și l-au ales pe bătrânul. A făcut pușcărie în anii 50, bătrânul Gönc, e o figură carismatică. Și a fost ales pentru că nu se înțelegeau între ele partii acolo și l-au ales pe Gönc ca un... om care poate să echilibreze forțele de dreapta și de stânga în Ungaria. Și mi-a povestit, m-am mai întâlnit după aia de 2 ori. Eu eram oricum cotat ca un vechi spion maghiar așa, e bine, din când în când mă mai întâlnesc cu președintele Ungariei și mi-a povestit că s-a întâlnit cu, cât era Ion Iliescu președinte, a avut o întâlnire, au avut 2 întâlniri, dar la una Ion Iliescu a fost sfătuit probabil de consilier, domnule, să se dea mai tare la Gion, să-i spună, domnule, dumneata, ești redentist, vrei să alipești Ungaria la Transilvania, la Ungaria, la România.
Și Gheorghe mi-a spus, domnul Iliescu, nu vă enervați prea tare și vreau să spun un singur lucru. În afară faptul, eu, poate nu mai las și cărțile mele, că sunt totuși un om moderat, nu fac parte din aia, că am făcut pușcărie într-o perioadă mai aia, dar vreau să spun ceva. Dumneavoastră spuneți că aveți probleme cu câți cetățeni are România? 22 de milioane. Câți maghiari sunt în România? 2 milioane. Așa. Sau 1,5 milioane. Sau 1 milion, nu? Așa. Și aveți probleme cu 1 milion de unguri, da? Așa. Păi câți români sunt în Ardeal? Vreo 6 milioane de români, da? Păi gândiți-vă ce ar însemna să lipești Transilvania la Ungaria, care are o populație de 8 milioane. Ar însemna că într-un an de zile va fi un prim-ministru român. Pentru că o populație minoritară cu asemenea pondere va avea, într-un stat democratic cum este statul maghiar, va alege, va fi partidul cel mai tare din UDMR-ul, de ceea ce a fost UDMR-ul acolo, a fost un UDMR nu de un milion, de UDMR de 6 milioane, sau UDRR. Așa. Deci, din păcate, a spus UDR-u. Din păcate pentru mine, pentru Ungaria, nu e posibil această chestie că, deși nu suntem musulmani, suntem majoritari în Ardeal. Așa. Asta e șansa, asta e o șansă care nu trebuie ignorată. Așa. Dar nu trebuie ignorat nici faptul că în situații de criză, într-adevăr, dacă se ajunge la un extremism în România, dom'le, asta într-adevăr, oricând se poate întâmpla. De ce? Adică noi suntem scutiți. Nu suntem scutiți. Nimeni nu e scutit, începând din clipa asta. Și din, dom'le, mai s-a ales terminat, începând din clipa. Începem o nouă, din păcate, intrăm în anul 2000 într-o chestie incredibilă. Când oricum Rusia era umilită economic, eu nu înțeleg totuși tactica americană, stau să pricep ce au fost în capul lor. Oricum rușii erau cumpărați, vă, să merge cam de sus, îi dă, că îi ține pe rușii... Împrumuturi, chestii. Cu împrumuturi, așa, și încă, vaporul la hotologii pe care trimite ei mari, ei au chestii atomice, adică cu sfârșitul lumii sunt pregătiți să-l facă împreună cu americane. Da. Dar mai stau nițel. Mai stau puțin la chestiile astea zonale, așa. Ori eu nu înțeleg să creezi o asemenea dramă în Europa, la sfârșitul secolului, când oricum supremația occidentală era acolo, când simpatia pro-occidentală a românilor, a ungurilor, a cehilor, a sârbilor, a polonezilor, deci totul, inclusiv a rușilor. Eu nu cred că era toată această, să dusese dracu toată propaganda putreziciunii occidentală, să dusese dracu în acești ani. Dintr-o dată, iată că noi care părem încă o dată oameni normali, am ajuns să antipatizăm la american, domnule, e incredibil. Un sentiment asta. Anti-american. Ori mai fi în România, se poate încă o dată. Eu nu pot încă o dată. Am scris chestii anticomuniste, am sperat în americane, am ascultat și Europa Liberă și Vocea Americii cu religiozitate, așa. Dintr-o dată mi-au devenit antipatici, adică totuși mă gândesc încă o dată. Dom'le, sunt acei întâmplători, noi suntem pe malul ăsta. Se putea întâmpla și la noi, oricând, indiferent. Chestiile astea știe că au și cu orice țară poate fi luată la, și cu Dobrogea, și ucrainienii cu niște teritorii, și polonezii cu teritorii. Dar domnule, de ce țările mai mici trebuie fărâmițate și de ce astea mai mari poate să se facă mai mari cu atât? Am vorbit Germania, și de Germania. Și de... Aici e o bubă pe care nu au venit încă doctorii potriviți să o vindece. E miezul nopții. Care a fost cel mai frumos miez de noapte pe care l-ați petrecut vreodată? O să parcă am fi cu o gagică în cismigiu și mă întreb, nu știu, dracu, miezul nopții. Ne oprim puțin pentru publicitate și după aceea, domnule, vreți să discutăm despre Remeș? Că despre Remeș discută toată lumea. Câți la o... Nu vreți să discutăm despre Remeș. Dar sau... nu mă plictisește. Încă o dată, am ajuns, băi, încă o dată, suntem, cred că ești, te duci seara la soție și discuți cu Remeș sub plapă, despre Remeș. Adică asta e boana noastră, eu nu mai, i-am făcut deja, că Remeș, nici când în România, un om totuși, care a făcut atât rău și mediocru, după părerea mea, și nu a, să țină 22 de milioane să vorbească despre el, cred că e de ajuns. E mult. Trebuie să sunăm ora dispariției lui Remeș. O sunați dumneavoastră, dar rămâne. Visele românilor. El așa. Rămâne. Publicitate și continuăm după aceea. În această seară vom intra și în legătură telefonică
cu dumneavoastră spre finalul emisiunii. Despre eclipsă să vorbim. Despre eclipsă vorbim. Dacă am care eclipsă? Că în fiecare zi e eclipsă. Nu. Aia mare? Aia nu, aia economică, aia care... Aia mare. Spuneam, dacă apuc să spun până la capăt, spre finalul emisiunii vom intra în legătură cu dumneavoastră și îi puteți pune întrebări poetului Mircea Dinescu. Domnia sa o să vă răspundă la aceste întrebări, dar publicitate. Despre Lis, despre Truțulescu. Așa stai că sunt, am notat. Păi legați-le ca să nu da, mai... Da, da. Da, bine. Da. Dom'le, dar de guvern n-am mai vorbit nimic de guvernul Radu Vasile. Cu bisturiul de la capătul tunelului. Vorbim ceva de asta? Da. Cum? Ba da, porniți. Asta cu eclipsa. Cu eclipsa. Cu eclipsa, da. Da, da. Cadu al Recu. Da, să mai anunțăm o dată telespectatorii în Antena 1 care poate n-au urmărit de la început emisiunea. Mâine, după amiază, la ora 5, la ora 17, Mircea Dinescu lansează la librăria Mihail Sadoveanu de pe Bulevardul Magheru două cărți. Lângă, că poate mulți știu, lângă cinematograful Scala. Lângă cinematograful Scala. Da autografe acolo, că nu. Da autografe pe două cărți, Mircea Dinescu, Fluierătorii în biserică, o antologie de versuri din 69 încoace și Mircea Dinescu prezintă pe Nelu Santinelu, căpral la Cotruceni, o rubrică ținută de atâta timp, fără să se știe de Mircea Dinescu, în Academia Cațavencu, unde este în continuare președinte de onoare. Președinte de onoare. Nu de onoare, nu. Sunt președinte. Încă președinte al Academiei Cațavencu, nu de onoare. Președinte, iertați-mă, domnul președinte. Da, da. Când înainte de a intra în direct, spuneați că vreți să vorbim de eclipsă și... De eclipsă nu, am văzut, am citit azi într-un ziar că s-a creat un soi de comitet, o chestie de promovare a eclipsei. Și asta vreau să spun, a ajuns chestia asta, marea mândrie a României, cred că, domnule, să întorc strămoșii noștri, asta care a îngrozit civilizația, de oameni, civilizația, asta a ajuns marea realizare a noastră, a capitalismului românesc. Se va lăsa un întuneric de plin în România, cum a mai avut eclipsă și pe vremea lui Ceaușescu, că se închidea lumina după ora 9 seara. E chestia asta, să ne dăm mari cu eclipsa, mi se pare o chestie atât de jalnică, știi? E un soi de elogiu al întunericului din Balcan, știi? Cum există o carte, elogiu nebunie, știi? Cam acolo a ajuns. Ori am sentimentul că politicienii noștri, așa cum probabil Iliescu va rămâne în istoria României prin mineriade, așa vă rămâne și Constanțescu, cu domnule, pe vremea lui a fost o eclipsă, cum a fost și pe vremea lui Caragea, ciuma lui Caragea. Fiindcă politicienii, domnule, ei, acum președinți noi, sigur că pe vremea comunismului ăștia țineau până mureau, câte 20 de ani, 30 de ani, și 40 de ani a fost, Mao Tse-Du sau nu știu așa. Domnule, vor fi din 4 în 4 ani. Unii, Iliescu a apucat așa, dar vor fi unii care nu vor apuca nici doi. Deci eu cred că România a trebuit să se ajungă la un soi de să fie președinții ca piloții de încercare sau ca vânzătoare de la alimentare care sunt ținute 6 luni să vadă dacă corespund și după aia... Anul și președintele. Afară. Deci, nu anul, 6 luni. 6 luni după 6 luni. 9 luni, domnule, poate. Nu, 6 luni așa. Dar vreau să spun, chiar dacă reușesc să fie 4 ani, mă uit acum la copiii ăștia de grădiniță, dacă îi întreb, domnule, cine a fost Nicolae Ceaușescu? Abar n-au să știe, adică vine da, asta până. Și vina istoriei, că nu se învață istoria. Nu numai de grăniță, nici ăștia, clasa 6, 7, dumneavoastră am înțeles că sunteți în cartea de geografie da, sau de da, istorie? Da, de geografie, sunt așa, județul Ialomița.
Nu, vreau să spun că, nu știu, noi am trăit totuși 20 și ceva de ani, nu, sub eroarea asta, și ăștia nu știu. Deci n-a rămas Ceaușescu, care a fost totuși un mare dictator. Trei noi, da, sunt alții care au trăit 50. Măcar prin Finistrele și trebuia să știți despre el. Da, păi despre ăștia, peste, dacă vor avea viață lungă și Iliescu și Constantinescu, așa, da. Și se vor regăsi în Cismigiu în anul 2020, domnule, o să fie aia cu găletușele pânisim și o să vadă doi moși neguți pe acolo, care o să zică, știți că am fost președinte în 91, de aici, și, care, și domnule, sunt doi inși nebune, așa, care zic că au fost președinte. Nu să știe nici dracu de ei. Decât pe chestia asta. Deci cu Mineriade și cu, încoată, cu eclipsă. Că am avut loc o eclipsă, marile... Bun, am vorbit de 89 și de Revoluție și trebuie să, trebuie să vă spunem că înainte de emisiune am citit în ziarul Ziua și azi a avut loc o conferință de presă. Pentru că da, mi-a arătat și mie n-am citit încă toată chestia din ziua, bine. Păi, ideea este următoarea, că un fost milițian după vremea lui Ceaușescu a dezvăluit ieri cine a pus sub la hipnoză. Cine a pus sub hipnoză? Cine a pus la cale înătoarea lui Ceaușescu? Nu, dar arată printre... pagina, deși ai șef de ziar și nu trebuie să faci reclamă. Nu, domne, fac. Dar asta trebuie arătat ca o tâmpenie a presei. Domne, asta e presa românească, imbecilitatea presei românești și săracul. Stați, domne, că îmi puneți oamenii, mă înjură pe mine că îi faceți imbecil. Pentru ce să-i jură? Nu, arată ce. Păi nu știu. Deci, domne, s-a dus în anul 1999. Un milițean săracu, ce-o fi, l-o fi bătut nevasta așa. Nu, așa, uite, nu domne, dar sunteți și dumneavoastră aici. Da, păi asta spun, nu. Asta mi se pare uluitoare. Ăsta dă lista tuturor celor care au contribuit la Revoluția în decembrie, care erau din 1991, a găsit, domnule, deci hai să povestesc eu, că ce am citit eu. Deci, în 81, s-a făcut la într-o casă de vacanță a unui regizor român, cum se cheamă? E, uite când scapă. Vitanidis. Nu știu, șeful de post, căutând valută sau nu știu ce dracu, a descoperit până lejerie, adică în chiloții lui săracul Vitanidis, lista spionilor KGB din România. Deci, Iliescu, Petre Roman, generali... Ia, Sergiu Nicolescu, militarul, Hotopan... Toți aia care s-au văzut la televizor, așa. Da. Deci toți aia erau cunoscuți din 1981, într-o scrisoare oficială a KGB-ului către chiloții lui Vitanidis. Așa. Domnule, 89, nu 81. În 89, 81? 81, am înțeles. Da, mă rog. Deci era încă, sau bine, 89. În ianuarie 89. Da. Cred că da, 89. Da, în ianuarie 89. Domne, ianuarie 89. Deci în 89 Ceaușescu știa cine va apare la televizor, cum eu și Ucaramitru, cei doi KGB-i mai simpatici, vom anunța Revoluția, va veni Petre Roman în plovăr și Iliescu și nu știu. Domne, trebuie să fii tâmpitul tâmpiților, să-ți închipui că... bine, asta e un soi de elogiu, să consideri KGB-ul un serviciu de... Singurul, deci industria rusească, agricultura, s-a ales praful, dar KGB-ul erau proveniți și că aveau bani și, slavă Domnului, că au avut agenți și la NATO, și la în politicieni occidentale, așa. Să crezi că ăia trimit o scrisoare cu 50 de spioni din România care vor da lovitură de stat în decembrie, ca să spună acolo că îl vor omorâ pe Ceaușescu, cum vor ocupa televiziunea, nu știu ce. Și asta cine să spune? Un milițian care vine sub hipnoză, îl hipnozează și ăsta în timpul somnului spune agenții ăia pe care nu mai are scrisoarea, a dat-o lui Iulian Vlad, dar și-a amintit acum după 11 cine ani, după 9 ani, cine era în ea, deci după 10 ani, cine era în ea. Așa. Dom'le, asta e semn foarte bun. Și guvernul României trebuie să apeleze la țigăncile alea care cu ghiocul, cu nu știu, să zic că se rezolvă totul, știi? Alea să cadă alea sub hipnoză și reme alea și toți mama aia, să spună cum de dracu vom ajunge cu agricultura, cu leu, cu nu știu. Dom'le, asta dă dovada tâmpeniei presei românești. Și ăsta e un... Îmi pare rău pentru Roșca Sănescu. El, spreosebire de el, care chiar a fost pe acolo angajat pe la Securitatea Română, adică să vii cu asemenea prostie de... Așa, să descalifică... Și mai eu încep să cred, fără printre altele, el a mai dus o campanie împotriva lui Iliescu, că e agent KGB. Și a dat niște scrisori false. Și problema e următoare. S-ar putea ca Iliescu să fie totuși agent KGB. Dar în momentul în care tu vii tu într-un ziar și dai o scrisorică falsă că eu sunt agent KGB, să demonstrează la procuratură că de fapt scrisoarea e falsă, cum s-a demonstrat, atunci sigur că să spune, stai domnule că n-a fost agent KGB, dar e o formă de fapt de a-mi crea mie un alibi că eu nu sunt, nu?
Eu poate că sunt, cum ar veni. Dar dacă tu pui pe un milițean beat în timpul somnului, după ce o fi băut dracu, ce o fi băut palică, de-aia falsă, așa, și el când doarme spune agenții KGB din România, așa, dom'le, te descalifici pentru totdeauna. Adică, eu cred că în România există tot. KGB-ul nu e atât de tâmpit să n-aibă și în România agenți, ca și CIA-ul, ca orice serviciu care se respectă și care vehiculează, în primul rând, niște sume uriașe, nu? Da. Dar să vii cu o asemenea diversiune de găinar nenorocit, știi? Să pui martor pe un șef de post beat și somnoros, așa? Încă o dată. Domnul Dinescu. În anul, încă o dată. Viața e grea. 10-9 ani de la Revoluția Română, când măcar am crede că presa reprezintă ceva în România. Da. S-a dus. Domnule, vreau să vă spun că nu știu dacă mâine, dar în zilele următoare o să stați pe stand, cum se spune, pe tarabă cu Silviu Brucan, care va lansa o carte și trebuie să o prezint, am primit-o de la domn profesor, Treptele tranziției spre capitalism. Și aș vrea să te abțin, acea seară în care îmi prezint mie cărți, îi prezint și lui Brucan. Stați să vă spun și de ce, că nu e întâmplător. Mâine seară vorbește. Păi nu, că să vorbim puțin de capitalism, domnule. Unde ești? Brucan e trecut acolo la spion. Nu știu dacă e trecut. Cred că nu e, am impresia. Nu, e trecut. Păi Silviu Brucan, după Ion Iliescu. Deci atunci spune, domnule Silviu Brucan îi lansează cartea la ambasada sovietică, să vină toată lumea. Nu, domnule, și domnule, cartea se numește Treptele tranziției spre capitalism și sunt lucruri foarte interesante. Bine, Brucan e o figură, sigur. Stați o secundă. Chiar despre mass media, despre trusturile de presă, chestii foarte interesante. Și la un moment dat spune, demonstrând strădania pentru aflarea adevărului despre evenimentul din decembrie 89, pentru că tot am rămas aici și aș vrea să fac o mică paranteză, continuă până în zilele noastre, deși interesul opiniei publice pentru această temă a scăzut considerabil și nu cred că o carte cu un titlu pertinent, chiar dacă promite dezvăluiri senzaționale, mai strâni interesul cititorilor. Bă, dar aici am impresia, ce mi se pare, că la această conferință cu milițianul ăsta al somnoros, e și un șef de la țărăniști, adică Sunt Roșca, un senator de la partidul de conducere să stea cu milițean beat și somnoros la masă și să explice cum e cu Revoluția Română după ce ai făcut comisii. Asta vreau, domnule, au făcut tot soi de comisii, comitete care să studieze evenimente din decembrie. Nu s-a găsit unul, un terorist. Nu s-a găsit unul care să tragă, deși mulți au funcții de conducere și politicieni și în armată, nu știu. Dintr-o dată vine un lider țărănist, așa, bazându-se pe un milițean beat, așa să găsească lista cu el. Vă rog, băi, milițean sub hipnoză, e altceva, pentru că... În primul rând, de când dracu e miliția noastră sub hipnoză, ăștia care vor să ne vadă pe noi, dacă noi n-avem voie să vorbim în mașină când conducem, dar un milițean îl hipnotizează. Cine dracu hipnotizează? În primul rând, cine? Dudu Ionescu, cred că ăsta e șeful miliției, l-a hipnotizat. Bun, hai că n-are rost să mai citesc nimic din cartea asta. Dom'le, băi, pe vremea să mâncea bătrânii ăștia, știi că erau sub hipnoză, făceau mari profesori, nu? Da. Dom'le, Silviu Brucan scrie despre treptele tranziției spre capitalism. Stai, apropo, de miliția. Am văzut de curând la televizor, l-a arătat pe Truțulescu, că trebuie să uit. Mai e un alt proces. Dom'le, să zguduia de râs cum te zgudui tu aici și cu mine la televizor. Așa, împreună cu avocatul lui. Era o sală de judecător, toți erau de ăștia care judecau întristați, se gândeau la prețurile din alimentare. Truțulescu era de o veselie. Îți spun asta, mi s-a părut ceva. S-a arătat la televiziunea română. Poate ați arătat-o și voi. Era vesel pe după aia făcea. Așa. Și m-am gândit, dom'le, totuși s-ar putea ca pușcările române, și chestia mi s-a confirmat de curând, să fie cele mai singurul spațiu de veselie și de normalitate din România, fiindcă de curând un pedofil olandez, nu știu dacă ai citit, a cerut azil politic în România, că îl vrea în pușcăriile din România, băi, nene. Păi am spus, băi, dacă, băi, deci e nasol pe metro, pe la alimentare, pe la șomer, pe în fabrici, dom'le, în pușcărie se pare că dacă un olandez vrea în România în pușcărie, înseamnă că e ceva. Dom'le, dar azil politic. Îi bagă ăla în hipnoză, îi bagă Dudu Ionescu pe toți în hipnoză cu milițele ăștia mistici. Avem o miliție mistică, mână-mână cu Patriarhia Română. Când băi, asta cu pedofilul ăla care vrea la... A cerut oficial a cerut la președintele azil politic România, în România, da. Azil politic în România. Cum a cerut unul după 89 azil politic în Rusia, domnule. Da. Din România. Suntem totuși... Am intrat în normalitate, cred. Deci cu asta, cu lista asta a milițianului, cu pedofilul, nu știu, sunt semne, deci... Deci Bun, ce înseamnă capitalism, domnul Dinescu? Pentru că ați fost peste tot în lumea asta. Acum ce, să mă înjure lumea? Uite-l, dracu, Dinescu, umblă peste tot și ne povestește noi ce-i cu asta. Ați fost, mai lăsat o carte. Nu trebuie să te duci în...
capitalismul și în lumea există o... Păi nu, nu, domnule, dar oamenii de aici de unde să știe ce înseamnă, domne, capitalism? În primul rând să spun ceva. În toate țările capitaliste europene sunt la putere social-democrați. Asta e, da. Și în Franța, și în Germania, și în... Dar am posibilat, nu vreau să mă repet cu cum e cu capitalismul. Domnule, capitalismul a reușit tocmai prin protecția socială acordată unor categorii defavorizate și a clasei muncitoare, printre altele. Și apropo de clasa muncitoare, trebuie să spun că de fiecare dată eu sunt stupefiat că sunt mai deștepți șefii de sindicat decât politicienii noștri. Și astăzi seara am văzut doi lideri sindicat care le merge mintea, au coerență, știu să explice. Sunt niște buni diagnosticieni ai fenomenului economic, social și politic. Mai buni de politicieni. Și asta mă gândesc că dacă nu cumva se întâmplă ca așa, să fie mai bun hoții și mai deștepți decât gardiștii. Știi? Adică cam asta, deși să mă ierte sindicaliști, dar cam asta e povestea. Dar s-a văzut ce au făcut și liderii sindicali când au intrat în politică. Dar nu e același lucru în Occident. În Occident totuși politicienii sunt ceva mai deștept decât sindicaliștii, fiindcă dovadă că nu poate să-i răstoarne. La noi se poate întâmpla pe foamete și pe mizeria din România să fie răsturnat guvernul. Corect. Deși chestia asta le pică bine cu Serbia. Eu mă gândesc dacă nu-i și... Doamne, e pericol România, ca să suntem în pericol să ne atace. Cu ce dracu să ne atace săracul, ci sârbi? Asta e problema, că ne atacă pe noi sârbi, adică mai spunea Ceaușescu, să stăm cu minți când nu se stingea lumina și nu aveam ce mânca, că, domne, e pericolul maghiarii să ne atace sau rușii pe la graniță. Acestea încep să fie adevărate diversiunea asta. Ori eu sunt pentru lupta sindicală. E singura formă, în momentul în care nu avem coerență politică, economică, sindicalismul e singura formă coerentă din România. Și prin ce să fie clasa muncitoare reprezentată decât prin sindicate? Și dacă am cucerit ceva măcar, asta am cucerit, adică pe vremea sindicatul care era cureaua de transmisie a partidului era o neghiobie și nu exista, era o altă formă a Partidului Comunist. Acum sindicatele trebuie să fie și sunt o forță de care trebuie să ținem cont. Și nu noi, trebuie să ținem cont puterea, adică să nu meargă iar cu domne că e o mineriadă, o nouă mineriadă, orice ieșire. Nu. Păi cu ce om a mărât care lucrează într-o fabrică, sau intelectualul, sau bibliotecarul, sau profesor universitar? Nu, și s-au văzut, au ieșit sute de mii de oameni. Prin ce să-și manifeste chestia? Prin scrisori, prin aplauze față de conducători? Sute de mii de oameni au ieșit pe stradă. Asta nu înseamnă o cădere a guvernului, nu înseamnă căderea României, să fim serioși. Corect, nu, asta. Și e o chestie democratică, la urmă, schimbarea guvernului. Nu, dar e singura formă a democrației, asta trebuie să existe. Că venim vorba de guvern. Și în Occident, asta vreau să spun, adică, domne, există capitalismul, există o stratificare socială de care să ține cont, adică. O, la noi e un haos total, ăștia vin acum, nu știu, să întâlnesc chiar la Cotroceni. E în mare întâlnire de la Cotroceni. Ce să facă papa? Și așa se întâlnea Stalin cu ăia, îi lua pe toți ăia șef de guvernii și făcea iar directivă pe agricultură. Nu, domnule, trebuie să lăsați ăia care se pricepe la agricultură, să facă agricultură, ăia să ia decizie acolo. Dacă iar să ia undeva sus, acolo la Cucurigu... Ați auzit de ginecologul ăla de la agricultură? Și ineficientă, e ineficientă chestia, de fapt. Aici, după 2 ani, după 7 ani de PDSR, după 2 ani și ceva de... S-a văzut că nu miros realitate. E clar că sunt în afara realității, nu? Există o ruptură între ei și ăștia. Și tot ce a făcut cu privatizarea, până la 12 noaptea, mi se pare o nebunie, adică e exact în coață, sunt aceleași forme care se foloseau înainte, când se făceau cincinale înainte de termen, în 2 ani și jumătate, se făceau 5 ani. Așa și ăștia vor să facă privatizarea și o să vândă pe nimic ceea ce e bun și, încă o dată, și nu o să vândă pe alea care ar fi trebuit vândute sau date gratis. Bun, și credeți că întâlnirea asta la Cotrocenii nu va face cel puțin să explodeze Mămăliga sau ceva? Că se întâlnesc toți, domnule, vine cu repetiții. Numai artiștii, numai poeții nu vin. Vine societatea civilă, vin sindicatele. E un soi de parastas al guvernării, după părerea mea. Bun. Cu toate rudele mai sărace de diverse, vin toți ei așa. Să ține distanță. Nu aștept nimic, n-am nicio emoție. Sincer, corect, îmi pare corect. Rău, nu. Că aș fi vrut. Aș fi dormit mai liniștit. Dom'le, să întâlnesc pe ăștia și... Dar pe undeva dă o lacrimă, cel puțin, că se întâlnesc atâția oameni acolo. Și mai degeaba. Dar a venit vorba de guvern. Înainte de emisiune spunea, domne, guvernul Radu Vasile și în loc de luminițe, el are altă lozincă. Bisturiu de la păi a văzut, capătul tunelului. Da, a fost bine, am luat, da. Și am văzut bisturiul lui Vasile, a văzut. Știi că la lumina
știi, briciul ăla care se operează are o reflexie, așa? Da. Deci putem spune că primul ministru a văzut. Bine, sigur, nu-i frumos să vorbim despre... Că n-a fost totuși operat, nu? Din câte am înțeles. Nu, nu, n-a fost operat. Bine, să-i urăm sănătate lui Radu Vasile, dar eu nu cred că... Asta s-ar putea să-i mai prelungească agonia ministerială, știi? Cred dar nu e vorba doar de Radu Vasile. Eu cred că el, dacă nu era prim-ministru și nici nu scria versul, cred că nu făcea atacul ăla de cort. Nu, domnul Dinescu. Dar nu e vorba numai de Radu Vasile, e vorba de un întreg guvern, domnule. Sunt acolo, miniștri de stat, care mai de care, mai credeți că fac ceva ăștia? Bine, acum nu, să nu tragem cu toți, nu sunt toți... Există Domnule, se pare firesc să fie un ginecolog la agricultură, consilier politic, cică. Păi, dar cum? Dar și ăsta care e ministru ce e? Domnule, hai să spunem că... Păi cum adică dacă... Manager, ăsta... e altă... Nu, domnule, dar sigur că dacă ministrul agriculturii este să, la ce, radiofonist sau ce... Electronist, da. Electronist, așa. Sigur că la ajunctul ei ginecolog. E normal, mai stau și seara, mai discută despre femei, despre... Bine, nu e nicio legătură. Curetaje, știi? Așa. Dar, nu, merg până acolo că se poate întâmpla, dar și președintele României, un geolog, tu vezi că fiecare e altceva decât trebuie să fie, știi? Păi, dar ce ar trebui să fie președintele? Nu, normal era să avem, totuși, dar la noi nu s-a format încă această clasă. Să avem o clasă politică, un politician... Politolog. Nu, politologii nu sunt, nu. Politician. Nu, un economist, de exemplu. Era important să fie președinte, că înțelegea fenomenul, știi? Da. Așa. Și mergea și geolog, dacă geologul chiar nu avea sentimentul ăsta omului care să suie pe munte și să uită din jur și vede pe aia mici acolo în vale, știi? Așa. Că asta vedeam, că totul, Constantin, e foarte... Eu nu-l văd întristat de ce să... Are un soi de mulțumire, așa, știi? Și ăla care merge cu alpeștocul pe munte și vede niște piticanii pe acolo și zice, uite ce înalt sunt eu, am ajuns pe... Ce așa. Chestii interesante. S-au întâmplat niște mari evenimente în geologie de când e domnul Constantinescu. Se putea noi să nu dăm cu agricultura, cu industria, dar, domnule, de când e Constantinescu, avem o ramură a geologiei, s-a descoperit niște minerale, niște petrol în, eu știu, pe Valea Trotușului sau nu știu unde. Nu s-a descoperit, și geologii mor de foame, știi? Cred că în jurul cel mai tare geologii, știi? Cum se întâmplă cu și profesori, că toți sunt profesori universitari și toți o duc mai rău. Deci nici măcar la nivelul la ceea ce se pricep, ei nu s-a întâmplat nimic. Da, păi acolo unde nu se pricep, de unde să devine să fie specialiști în asta? Dar încă o dată, eu, dacă aș fi fost ministru, eu nu aș fi luat, eu aș fi lăsat să facă pe aia care să pricep ceva, să facă ceea ce să pricep, știi? Dar pe DSR-ul când a venit, primul lucru care l-au făcut, au zis, domnule, directorii din întrebine, care nu sunt în PSR? Sunt vreo doi în PNCCD, la Democrați, la Liberal, i-a dat afară. A fost o chestie foarte clară. Același lucru au făcut și ei peste tot. Așa. Au pus în întreprinderi, directori de școli de întreprinderi, care n-a intrat în PNCCD, i-a zvârlit. Așa. Pe urmă, prefecții la fel. Prefecții nu au fost puși, domnule, hai să găsim un om, indiferent că e PNCCD, că e la Agrarien, că e la Dragu. E un tip care are o viziune asupra județului, știi, are o minte... Nu, tot pe criterii de partid s-au pus. Asta e realitatea. Și dacă ți amintești, când au fost ultima mineriadă, am auzit doi prefecți de la PNSC. Bă, domnule, de un agramatism pe care numai primii secretari de pe vremuri aia cu patru clase. Adică, domnule, vorbeau ca niște cururi. Iartă-mă că spun acest lucru. Domnule, incredibil. Totuși sunt niște oameni care conduc niște județe. Suntem o țară condusă de profesori universitari. Așa. Dar să rostești același fraze sleite și să-ți cauți subiectul și predicatul după două ore, să umbli pe el, adică... Domnule, nu măcar să-l nimerești, e foarte greu. Și măcar de-ar fi niște analfabeti care să priceba că s-a întâmplat chiar pe vremea lui Ceaușescu să fie, să știi, au fost niște și eroi ai muncii socialiste care erau analfabeti, dar care să pricepeau la agricultură. Era o chestie clară, există un caz, așa, un tip care mergea agricultura... Formidabil, până ia Lomița, tipul să pricepea. Pe acolo, am uitat cum îl cheamă, pe lângă Urziceni, așa. N-avea, fusese chelner pe la Trocadero, nu știu, pe urmă, intrați în agricultură, dar îi mergea mintea în această chestie. Dom'le, mie nu trebuia să-mi vorbească Galiceanu sau Capleșu, așa, dar să pricepea la agricultură și avea producție extraordinară și la grâu și la animale. Așa. E, ori nu putem spune, dom'le, au venit într-adevăr a mea, noi analfabet, dar nu se pricep.
nu se pricepe. Adică e o inadecvare la funcție cu domeniul în care acționează fiecare dintre ei. Pentru că tot veni vorba de președinte. Credeți că va fi alt președinte? Va fi reales? Bine, suntem o țară bătută de Dumnezeu. Adică să așteptăm iar să se bată Iliescu cu Constantinescu, adică e ceva, cred că e un blestem asupra României, dacă speranța noastră e să vină, e să luăm pe Iliescu de proaspăt. Iliescu trebuia și el conservat la Muzeul Antipa, pus acolo primul președinte al României în capitalism. Așa. Am înțeles că soția lui nici lasă. Și aia, doamna Nina, e o femeie deșteaptă, că îl trage în jos așa. Că am văzut chiar iarăși la nevasta lui Quintus, că s-a făcut un sondaj și a ieșit pe ultimul loc. Așa. Și nevasta aceea a spus nefericitului să nu candideze. E destul de trist totuși că vom asista din nou la aceeași poveste. Bine, mai sunt apă margine, pregătește că e Meleșcanu, ceva mai finuț, place iarăși la femei că e delicat, oferă flori, ai văzut la... Dar e prea încă o dată. Iar va fi, dacă vine Meleșcanu, mi se pare, e prea finuț încă o dată pentru țara asta. Prea diplomat, prea... iarăși un om domnule, care... Domnule, parcă ați vrea să vină un pădurar în fruntea țării. Da, domnule, cu securea. Pe cuvânt, zic că ăla e prea finuț. Cu securea, dar să apere pădurea de tăiat. Nu, dar zic că Meleșcanu e prea finuț, ăia sunt... Îmi închipui că ar trebui să vină unde la un fierar betonist, ce dracu să vină? Nu știu, am aflat, nu, mie ți-am spus că figura fostului prim-ministru asta... Stolojan. Stolojan, Frankenstein, știi? Fața aia palidă, rea, știi? Era bun, deși am aflat că nu vrea să candideze, nu știu nici măsură, dar s-ar putea să aibă succes dacă vine Stolojan. Și să nu fie membru, iată, al niciunui partid. Deși azi și Constantinescu s-ar putea să se lepede de țărăși după ce procentaje au, știi? Că asta ar fi o chestie, să fie alegeri anticipate, să candidea să și fie să separate spună, alegeri. Eu sunt independent, m-am plictisit și eu. De... Ei s-au plictisit de da, mine? Da, nu știu. Da. E destul de trist. N-am nicio patimă și mie nu... Hai să ne oprim puțin, să urmărim publicitatea și vom continua după aceea emisiunea noastră. Ce mai e? Opriți aerul condiționat ăla, că am înghețat de frig aici, mă. Era foarte cald și acum ne înghețăm aici. Cât are asta? Bravo, uite că era și zgomot. Da. 30. Să treci. Bine, o să încercăm, da. Bine, pom. Ce vrem? Bine. Profesorul Tabarcea vrea să vă pună o întrebare. Da. Da? Da, da. Maria, notează-ți un număr, 222-6004 și îl bași printre telefoane. Tabarcea, aveți profesorul Tabarcea. Da. Continuăm emisiunea. Între timp am aflat că Dumitru chema pe la cu agricultura, așa e? Dumitru pe la cu agricultura. E posibil, dar nu mai am zis. Da. Vom lua și telefoane, v-aș ruga să afișați numele telefon, nu acum, puțin mai târziu, pentru că mai avem câteva subiecte. Am vorbit de alegerile anticipate în ceea ce privește candidații la președinție. Spuneți-mi ce credeți că se va întâmpla în cazul partidelor. Vor rămâne cei care sunt acum, vor veni iar cei din PDTR, va fi o a treia forță, vor câștiga voia cu dreapta? Nu, care dreapta? Adică, din păcate, noi n-avem nici dreapta, nici stânga. N-avem, mie mi-ar fi plăcut să, că în orice stat în coadă, în orice regim de democrație capitalistă, ca să folosesc această sintagmă, există partide de dreapta și de stânga. Și în Italia au și venit Dună, la putere. Dom'le, PNCD-ul de ce partid e? De ce? Dom'le, PNCD-ul, dar nu știu, ei nici nu știu nici ei. Ei erau între... Ei au fost cam de stânga PNCD-ul, să știi. Adică aveau așa și această latură ușor stângistă. Așa. Dar nu, ei au luat-o...
N-ai văzut că acum ei polemizează cu liberalii care sunt de dreapta, că au zis liberali, că acum fac nu știu ce... Au program. Valeriu Stoica a avut o declarație. Nu mai știu cum se chema. Un termen din ăsta și a spus, du-te, domnule, că nu știi. Și a fost înjurat de țepelea. Da, a zis să punem mâna pe carte. Domnule, dacă ăștia se ceartă, tu-ți dai seama că am ajuns la ora asta, deci liberalii cu țănești, care păreau ca frații, că înțeleg că cu Roman, cum ar veni PD-ul, nu erau cu ei, că pasă minteți mai de stânga, știi? Deci nici PD-ul, din păcate, pentru denumirea nu sunt de stânga, cum ne așteptam noi, așa. Dar cu liberalii, vreau țărăniști și cu liberalii o căsătoriți pentru totdeauna. Nu. Așa. Atunci ce să te aștepți la... Deci asta e o derută totală. Iliescu mai încă o dată, era de stânga. Acum, a fost la Londra, s-a întâlnit cu doi lor, a fost până America, s-a întâlnit cu nu știu cine, care și el face și el doi... Îi vin la alegeri niște americani să-i facă... Campania. Păi nu mai înțelegi nimic, adică... Eu înțeleg că îl mai bate doamna Nina. Nu Nadia, doamna Nina. Nu, Nadia e partea aialaltă. Deci nu se întrevede o limpezire câtuși de puțin. Probabil că PDSR-ul profită de neghiobiile celor care sunt la putere și deja le-a crescut și fără niciun motiv de altfel cota. Fiindcă nu e un motiv ca lumea să iubească acum hotărong tronc, te apucă pe tine dragostea de PDSR. Că nu putem să spunem că dar opoziția lor a fost... Dar de cine să ne apuce dragul? Păi nu, n-ai mod, n-ai... Așa. Nu, dar de cine așa. Să ne apuce dragul? Avea o șansă PD-ul dacă se rupea, dar n-au avut curajul să se rupe. Adică atunci când a fost criza. Când a fost criza cu Ciorbea, dacă PD-ul... Dacă erau, n-au avut curajul să meargă până la capă să creeze o opoziție, fiindcă PD-ul e clar că are câteva figuri carismatice și mai... Și Băsescu, și... Sunt mai mulți. Și Babiuc. Berceanu, adică sunt niște oameni care au o coerență așa. Dom'le, n-au avut curajul să se rupă de ministerele lor. Da. Că ar fi creat un pol de opoziție totuși coerent așa. Ori la ora asta nu pot să spui că există o opoziție coerentă. Nu? Dar simpatia crește pentru PDSR. Și probabil vom avea chestia previzibilă, un guvern format din PDSR, cu un PD, și dacă intră liberalii, că s-ar putea să lipească și liberalii o asemenea... compoziție, ce compot. Ce țară e asta care după bătălia la Rovine vine acum cu bătălia de la Stoienești, de la Costești, de la Bumbești? De la... Domnule, am spus, deci... bombardamentele, dacă te uiți pe fețele oamenilor din metrou, sunt mai triste decât fețele sârbilor care stau în piață acolo sub o capitală bombardată. Deci România în ăștia 9 ani sau 10 ani că au trecut de la mișcarea din decembrie arată cu o populație oricum mai bombardată decât populația sârbească. Și aceste mineriade și asta au fost în toate țin de fapt de economia românească. Bun, și care deci dacă economia noastră, românească da? Mergea de fapt nu aveau loc nici mineriade, că nu poți să dai vina, domne, de-aia nu merge fiindcă e mineriade. Nu. Toate acestea sunt o când într-un organism se dereglează sistemul nervos circulatoriu, apar, domne, tot soiul de chestii, boșoi, alce, bube, și mineriade. Așa apar și astea, adică toate aceste fenomene sociale apar ca urmare a faptului că organismul nu funcționează normal. Nu se irigă creierul ca lume. Așa. Deci dacă piramida ar fi funcționat de sus până jos, în 10 ani de zile puteam să spunem că domne, parcă să simt chestii de normalitate în România, dar nu. Noi trăim numai prin chestia normale și ieșim în lume numai prin chestia normale. Prin asta suntem cunoscuți, încă o dată. Prin copiii ăia de la Cichid nu știu ce, handicapat, prin aurolaci, prin mineriade, leproșii de la Tichilești, prin pușcăriile noastre formidabile, nu? Care vin, iată, pedofili din alte țări vin pușcăriile să ni le viziteze, vorba poetului, da. Nu mai vin doi nasă. Sunt de acord să intrăm și să ne legăturăm cu oamenii, să vedem care sunt și întrebările lor. Bună seara! Bun, atunci în momentul în care luați o legătură telefonică pe regie... Dar tu îi spui bună seara înainte de a auzi ceva. Păi nu, de obicei nu, oamenii sună într-una și ei... Dar de ce există totuși asta? Normal, o televiziune trebuie să aibă un sistem de ăsta electronic foarte bine dus la punct, adică să nu ajungi tu să vorbești cu unul și să ăla să dispară. Nu, nu avem casca, nu l-am întrebat. E aici. Păi dacă se pierde telefonul. Bună seara! Bună seara! Alo!
Sistemul pus la punct. Auzi ceva? Eu n-am nimic. Nici eu nimic. Avem o legătură telefonică? Deci ce să avem? Instalație electronică sau ce? Hai să încercăm altă legătură. Bună seara! Alo? Avem? Bună seara! Alo? Bună seara, domn! Bună seara! Vă ascultăm! Mă numesc Valodia. Da? Cum o cheamă? De ce râdeți, doamnă? De propriul nume? Nu, așa, cred că domnului Dinescu îi se pare ceva așa mai... Mai spuneți-i odată cum... Dar cum vă numiți? Valodia. Halodia. Valodia. Cu V, Valodia. Da, da. Da. Așa nume, da. Da. De la Valodia, de unde vine? Vine de la Nașa. Sunteți rusoaică, doamnă? Nu, doamne ferește. Păi de ce, doamne, adică de ce, doamne? Și dacă ce asta era? Asta mai îmi trebuia. Păi ce va trebuia? Uite, nevastă mea e pe jumătate rusoaică și nu pot să mă plâng. Nu, eu nu, deci Nașa a avut așa o... Stai, doamne, puteți să fiți și bulgăroaică și american, că nu facem aici ură de rasă. Nu faceți, da. Nu? Deci, doamnă, Valodia, spuneți. Valodia. Deci da. Problema este... Domnul Dinescu, sunteți foarte simpatic. Da. Întrebarea mea este, cum vedeți dumneavoastră viitorul României? Și dacă vă eram antipatic, credeți că îl vedeam mai altfel, nu? Nu. Deci eu nu-mi permit să vorbesc despre viitorul României. De ce? De ce? Având în vedere evenimentele chiar din ultima vreme, da. Nu putem să prevedem încă o dată, trebuie să fim milițianul ăla beatul sub hipnoză, să spun, domnule, România va arăta extraordinar, să ne ia să ne injecteze unul să ne hipnozeze, vezi ce frumos va arăta România. Nu va arăta. Din păcate mă gândesc că, eu am spus, adică poate e nevoie de o zguduire de asta la nivel național, adică chiar să ajungem în ultima fază a mizerii, să o luăm de la capăt, cum au luat-o nemții după cel de-al doilea război mondial, când au luat-o de la ruine, că de-aia zic, poate aveam o șansă că ne bombardau, că luăm de la... construiam ceva. Așa noi începem să dregem niște... Am luat-o în 89, firaral... Da. Da. Bun, mulțumim, doamna Valodia, da? Valodia, da. Bine, asta e tot ce... Da, până... nu da. asta, deci mi este... Doamnă, v-am lămurit, culcați-vă liniștit astăzi, seară. Nu mă culc. Viitor nu. De aur țara noastră are da, și prevăp da. În secol... Doamnă, e mai bine că am mutat emisiunea seara acum? Eu zic că e mai bine. Aproximativ, să știți că am așteptat, mai ales că știam că primul invitat de la 10 și jumătate este domnul Dinescu. Corect. Bă, era mai bine la 19:30 pentru că... Nu, vă spun eu că e mai bine la ora asta. Uite, m-am consultat și toți am căzut de acord că e mai bine la ora asta, doamnă. Da, și mai bine, mai stăm noaptea și așa pe la serviciu, nu prea facem nimic, ne ducem degeaba. Nu, eu sunt pensionară. Sau, orice spun, parc, stăm până dimineața, vorbim și după aia o luăm la capăt a doua zi. Să rămână, doamnă, mulțumim. Da, așa e. Mulțumim mult de tot, doamnă. Și eu, bună seara. La noi se vorbește că suntem în al 12-lea ceas de 89 încoace. Tot, în fiecare zi al 12-lea ceas, apropo de ce spuneați dumneavoastră. Nu o să termină, nu ne zguduie nimeni, nu se întâmplă nimic. Nu, domnule, e un, nu știu, încă o dată, când am fost prima dată în Occident, era până 1900, cred, în Germania, în 1977, cred, cu Ștefan Bănulescu, la un moment dat, am intrat în aveam foarte puțin bani și la o alimentare, după ce am cumpărat, am luat vreo 4 pungi de alea, să fie că mai se dau gratis pungi, așa. Da. Bă, cu o pungă în România era o chestie, știi, adică veneai cu o pungă pe care scria în limbi străine. Nu așa, cafea, nu știu ce am luat așa, vreo două. Și aia s-a uitat așa că iau pungă și mi-a mai dat vreo două și m-a întrebat ce nație sunt. Și eu am spus, domne, bulgar. Că mă ia, băia dragul, mă fac România de râs, că mă ierc cu pungile alea. Și mă gândesc și acum, mă, dacă ieșim în lume, adică n-avem niciun motiv să spunem, mă, că, domne, suntem români. Și bine, eu nu sunt pentru chestia dacă românii să vină, dar n-am reușit încă o dată. Și acum, când ne dăm pro-NATO, când, ce să spune, că noi suntem români, suntem de acord să bombardeze America, asta e marea noastră realitate și cu coza avem o eclipsă despre care am mai vorbit. Nu știu aia că mi-am amintit, apropo de Milosevic, ce fac americani. Domne, sunt de acord. Consider că s-a întâmplat ceva
grav în Iugoslavia, că este unul care e vânat de american. Dar dacă e, ideea că vânându-l pe Miloșevici distrugi industria sârbească, economia sârbească, țin teroare câteva milioane de oameni, e ca și cum mie îmi faci un bine, că vrei să-l omor pe... am eu o muscă pe frunte și vii tu cu un barou și tragi una la musca aia și o omori și mai omori și pe mine și spui, domnule, uite că vine forța de pace. Eu la logica asta le-aș spus, băi, nu, stați puțin. Ce e aia? Ce tot are? Le arătam eu un număr de telefon. Da. Da. Deci... Nu, dar asta cu pungile, apropo, plec de la ideea cu pungile, mi-aduc aminte, în America, tot la fel se dusese prima dată un român și... Păi românii cunoști după pungi, unde te duci până și până unde vezi? Și avea o soră, era vorba de o femeie, și avea o soră acolo și prima dată ieșeau la cumpărături. Și asta dintre ele care ajunsese prima dată în America, sorul sa era de câțiva ani acolo, zicea, hai să repede să luăm niște pungi. Ce pungi ai prin casă? Da, stai puțin, zic că nu trebuie să luăm nicio pungă. Și acum, domnule, ne-a rămas instinctul, dacă te uiți până în casă, sunt sertari acolo, să păstrează pungile alea, că toată lumea vrea să scape la noi, să spală, să pun, să așează. Bine că a scăpat, o la casa omului. A scăpat de zahăr, că se punea zahăr. Bine, în afară faptul că toată România, dacă duci pe câmp, unde nu se arate acum, că au rămas nearate, nu știu, vezi, plin de pungi. Eu un plastic de ăsta sinistru care bâte în România, știi? Nu, dar mi-aduc aminte și apropo de zahărul cu ulei, de provizii. Erau niște anchete dintre astea, demascau pe cei care strângeau ulei și puneau în cavouri. În cavouri, ulei și zahăr. Cârciogii societății. Aoleu, ce era. Dar apropo de asta, credeți că știe Occidentul acum că noi suntem pro-NATO, că am zis să-i bombardeze pe aia? Nu știe nimeni. Păi n-am văzut că dacă Bill Clinton nu și-a mintit azi. Și atunci, luăm o altă legătură telefonică. Bună seara! Alo? Da, doamnă. Bună seara! Numai femei sună când sunteți mai femeie. Vă rog. Bună seara! Bună seara, doamnă. Bună seara. Mă numesc Ispase Leonora. Da. Sunt din Tulcea. Da. Domnul Tuche. Vă rog, doamnă. Sunt... la 2 metri și 15 centimetri de dumneavoastră. Deci sunt în Tulcea, da. Dar de fapt sunt olteancă. Aha. De la Vădastra. Da, din Vădastra. Așa, da, doamnă. De aici, da. Haideți să vă spun, sunt profesoară de istorie. Da. Și nu vreau să mă creadă colegii din Tulcea că sunt o leacă nebună. Ne. Deci... am făcut un rezumat ce ați discutat cu domnul Dinescu. Păi eu n-am discutat nimic. Mă lăsați să vă zic? Vă rog. Da. Eu credeam că domnul Dinescu nu este normal. Pro-Serbia. Eu sufăr enorm pentru oamenii de lângă noi de acolo, că de la Corabia până la Serbia s-a aud bubuiturile. Vorbesc în limbaj, în argou. Și de ce credeați că eu nu sunt? Păi nu, stați să vă spun, eu vă iubesc, sunt mai mică cu nanca dumneavoastră. Doamnă, văd că da. Iubitele stau deci, bine. Deci, rezum, da. Să nu intru în amănunte, da. Nu intru în poezia dumneavoastră, în filozofia dumneavoastră. Vorbesc ca istoric și ca un om, poate, care nu știe istorie. Când... americanii au întrebat ce este Kosovo, eu m-am întrebat ce sunt americanii. Ce aș putea să spun eu acum decât că îmi pare rău de acei oameni. Bun. Și stați o leacă, gata, un minut, o jumătate de minut. Mi-am cumpărat o casă în Oltenia și aș vrea să iau niște oameni sârbi sau albanezi să stea la mine dacă pot să suporte regimul în ideea că în România se trăiește foarte greu. Păi ce să vină, doamnă, România? Să audă și ei de Remeș și o să audă seara, nu o să înțeleagă ea nimica. Domnule, eu las pe Remeș că eu sunt profesoară de istorie. Vreți să vă spun că tricotez pentru bani? Da, iată, bine, ați intrat într-o... Eu asta spun, adică iată în România, condusă de profesori universitari, o profesoară de istorie croșetează plovele să-și câștige. E un lucru incredibil. Păi eu când am fost în Serbia în 1973, când v-am spus, în afară faptul că n-am văzut ce exista în alimentare, cum erau oamenii îmbrăcați, cum erau librăriile, cafenele, când la noi nu se găsea bere la berărie, când am fost într-un sat românesc cu Adam Puzlovici și mi-a arătat
învățătorul, toți profesorii din sat aveau tractoare în spatele casei și pământ, lucrau. Că la ei nu erau CAP-uri, că de-aia spun, noi ne dăm marcă, noi suntem anticomuniști. Păi dar ei n-au avut CAP-uri ca noi. N-au avut hau-hau ăsta comunist pe care l-am avut noi. Deci să nu-i facem noi pe sârbi că ei sunt comuniști. Noi am fost și suntem comuniști și acum față de sârbi. Da. Deci, păi nu croșetau profesorii ca să vândă un plovăr amărât la Tulcea, ci aveau pur și simplu, avea fiecare ferma lui. Aveau cel puțin un tractor, fiecare profesor, deci nu trăiau cu mâna întinsă la statul sârbesc. Domnul Dinescu, eu nu trăiesc cu mâna întinsă, asta vreau să spun. Nu, doamne, eu nu vă jignesc. Nu era vorba de mine. Din contră. Eu vreau să jignesc guvernul României și statul român, da, că o profesoară nevoită să croșeteze plovere ca să trăiască. Da. În orice, și în capitalismul românesc, în orice sat din România, preotul, profesorul și șeful și de post erau niște oameni înstăriți. În orice sat, nu mai vreau să fie într-un oraș de provincie sau într-un oraș ca Bucureștiul. Aveau un statut, adică aveau niște salarii care le dădeau demnitate în plus față de meseria în sine care e de toată demnitatea, nu? Mă lăsați să vă spun și eu ceva. Păi, deci dumneavoastră ați fost în Europa, da? Eu am fost ca ghid 20 de ani la BTT Tulcea și când plecam cu grupul din BTT Tulcea, așa, în Cehoslovacia, aceeași problemă mi se întâmpla, aceeași problemă mi se întâmpla când românii noștri își lipeau nasul de geam când vedeau carne sau inele și verghede. Bun, mulțumim pentru telefon, doamnă. Gata, am înțeles. Deci, o concluzie pentru ce se întâmplă în Iugoslavia. Îmi pare rău că analiștii noștri, psihologii și parlamentarii nu înțeleg că, de fapt, de la Litovoi încoace Kosovopolie, Câmpia Mierlei, am scris și eu despre rămâne o legătură de suflet între români și sârbi. Mulțumim mult, doamna Eleonora, bună seara! Sănătate, la revedere! Bună seara, numai bine! Da, oamenii... Nu, sigur, că nu, nici n-ar trebui să ne patetizăm aici, de fapt. Eu am scris și eu despre chestia asta, Kosovopolie, Câmpia Miele, unde și-a trimis Mircea cel Bătrân trupele în ajutorul sârbilor care se băteau cu turcii. Aici e vorba, și nu e nici măcar chestia, că noi suntem împotriva albanezilor, încă o dată. Cunosc albanezi în România, inclusiv Garda Regală, știi că era formată în albanezi, erau bărbați înalți. Nu cred că nimeni împotriva albanezilor. Dar e o chestie încă o dată de... dacă vrei și de tradiție, dar și de realitatea pur și simplu de la sfârșit de secol 20 în Europa. Incredibilă. Bună seara. Alo? Bună seara. Bună seara, mă numesc Nicula Florin, sunt ofițer electric. Ce în sunteți? Constanța. Cum? Ofițer electric. Ofițer electric? Electric, dar ce dragul sunteți? Da. Da, așa. Cum electric, domne? Ești pe sârmă, ce ești? Mă rog, dat în șomaie de la Navrom. Cum? Dar doar câteva probleme, v-am ascultat de la început. Da, n-ați avut ce face. Mă rog, tot ceea ce discutați este ceva puțin cam ambigu față de populația României, așa consider eu. Deci noi suntem, noi trăim în ambiguitate sau în populația României? Dați puțin să vorbesc, dacă nu... Dacă... Da. Cum să vă spun eu, se discute la ansamblu la dumneavoastră. Sunt de 4 luni acasă și încerc să vă înțeleg atât după Antena 1, cât și după ProTV, cât și... Păi ce, ne dă și aia la ProTV în același timp? Ce dracu? Matale fiind electric prins în același timp și ProTV-ul, probabil. Sunteți prostul paselor, domnul Dinescu. Vă respect, domnul Dinescu, pentru că și mie place că eu sunt și eu cât de cât poet. Mă rog, așa am numit noi, români. Ce-ar vrea să vă întreb și eu acum? Ia spune. Dumneavoastră, domnul Dinescu, cinstit, da, dacă dumneavoastră sunteți ziarist, vă pot pune eu să munciți la o mașină? În niciun caz, sub nicio formă. Ministrul nostru al transporturilor care este, și am avut 300 de vapoare, și de la astea 300 de vapoare o să mai rămână vreo 15, da, el nu s-a ocupat cu aceste vapoare. S-a ocupat cu căi ferate,
drumuri, poduri și poduri în mire. Păi stați, dar intre dacă toate. Dacă dumneavoastră sunteți ziarist, da, eu vă duc să munciți necalificat la mașină. Dar stați, domnule, că vi se pierde vocea. Da, și de, deci care e problema dumneavoastră? Deci voiați ca domnul Băsescu să nu se ocupe de șosele sau ce? Da. Ah, bun, o rezolvăm pe asta. Îl trimitem la vapoare în seara asta. Nu se poate rezolva, sub nicio formă această problemă nu mai se poate rezolva, pentru că flota noastră a rămas cu 15 vapoare. Dom'le, dar nu cumva ăsta Băsescu a vândut flota? Aveți dreptate, să știți. Ei, vedeți? Păi asta aici am vrut să vă zic. Aveți foarte mare dreptate, pentru că săptămâna trecută a apărut un telegraf în Constanța. Că a vândut flota. O chestie în care va trebui să se ridice imunitatea parlamentară domnului Băsescu. Nu, aia bun. Sunt... Aia au fost în partidul lui Băsescu, s-au certat și acum la curte că au vândut flota. Nu e. Domnul ofițer electric, spuneți-ne și pe nou... O să vă crească prețul săptămâna viitoare, mai bine ne dea săptămâna viitoare. Că știți că crește prețul la energia electrică. Da. Au anunțat? Deci dacă sunteți ofițer electric, o să aveți o mai mare căutare în România. Dar ce faceți totuși? La noi deja... Nu, serios, că n-am înțeles. Deja se scot din flotă. Deci există o meserie care se cheamă ofițer electric? Da. Păi la ce sunteți ofițerul? La un stâlp de telegraf sau la ce? Așa, mă urc pe stâlp la vapor. La vapor? Dacă așa că o să-mi fac dumneavoastră, mă urc pe stâlp la vapor. Păi, pe acolo stau pescărușii, domnule. Să pun niște ceva așa pe stâlp pe acolo. Domne, dacă sunteți electric, când mai vine, când vine domnul Iliescu și Constantinescu, dați mâna cu omul, dă-i să-i zguduiți odată, poate să trezesc. Când vin la Constanța. Băgați-le niște 230 de volți. 23-24, nici n-ați crede. Spuneți-mi, sunteți pe curent continuu sau alternativ? Care cât de cât se apropia. Hai, domnule, am înțeles, e clar. Bun, mulțumim, bună seara. Domnule, la ce făcea mai din nou? La un moment dat sunase pe telefonul mobil domnul Cezar Tabarcea, da, și n-am înțeles numărul, vrea să sună omul și nu are cum să prindă, acum nu mai știu numărul, n-are ce să, n-ave cum să facem. Da, domnul Tabarcea, da, sau o fi domnul Tabarcea cu voce schimbată, de s-a dat ofițer electric, schimbată joc de noi. Nu, n-am înțeles eu numărul și era greșit, nici n-am unde să sune, da, mă rog, sunase pe telefonul mobil. Bă, de ce înseamnă? De-aia e pericolul cu emisiunea asta, după 12 noaptea încep. Da, e interesant. Bună seara. Da. Bună seara. Alo? Da. Bună seara, domnilor. Luca Octavian mă numesc. Nu sunt niciun ofițer electric. Sunt Luca Octavian din București. Da. Domnilor, voi încerca timp, 50 de secunde, atâta vă cer permisiunea. Da. Vă rog. Domnilor, în 1989 Ceaușescu a fost acuzat de înaltă trădare, subminarea economiei naționale și genocid împotriva poporului român. Eu nu am timp acum să demonstrez că toate acuzele au fost reale. Faptul că a luat România de sub o influență și a vândut-o alte influențe, în care, în spiritul internaționalismului proletar, poporul român a fost obligat să plătească, să construiască și să avantajeze alte sectoare din acelea spirit internaționalismului proletar. Mă rog, cu segmente ale unor formațiuni de ordin paramilitar, comuniste și așa mai departe. Dar eu sunt după 89, am fost colegul colonelul Maluțan. Dacă cu 10 minute înainte ajungeam pe terasă, eu am ferma convingere că puteam să dobor acel elicopter. Dar vă spun un singur lucru, după 89... Cu ce să-l doboriți, domnule? În 1999 găsim țara mai ruinată, mai devastată, mai călcată în picioare și românul, societatea românească, fără niciun fel de speranță. Întreb pe domnul Diaconescu să pune problema unor anticipate, având de la stânga la dreapta un eșichier întreg de partide. Oare cine și cu ce bani, cu ce resurse financiare, oricare din aceste partide, venind la guvernare, ar putea să-și respecte programele, din punct de vedere financiar, fără a călca în picioare, fără a supune societatea românească la alte privațiuni și la alte nenorociri, fără de speranță. Referitor la Kosovo, spun în felul următor. Am avut un singur prieten în sudul nostru. I-am băgat cuțitul în spate. Și întreb acum, pe domnul... Vă întreb pe dumneavoastră, vreau să-mi scuzați domnul emoția. Diaconescu. Cine se află în spatele acestor cumplite programe de
guvern mondial, reactualizarea granițelor Europei, federalizarea Europei, economia globalizată și aservirea tuturor economiilor unor interese, ale cui la Washington sau indiferent de Moscova, că sunt de răsărit sau de apus, reprezintă ceva cineva. Corfi Cazar sau altcineva, nu să știți ceea ce vreau să spun. Bun. Și... mulțumim, domnul Luca Octavian din București. Să nu vă supărați, am vrut să fiu foarte scurt și la fel un răspuns foarte scurt din partea dumneavoastră, domnilor. Ne aflăm într-un program nou al unei noi ere sau unei noi, cum să spun eu, ordini mondiale și cine se află în spatele doamnei Emma Bonino sau Eva Maria Brachi? Ce vrea de la noi? Am mulțumim. Avut onoarea, bună seara, domnul Octavian. Mai scurt, bine, totuși, decât... ați intrat, ați lărgit foarte tare toată povestea, până la urmă. Printre altele, Ceaușescu nici măcar nu și-a servise chestia internaționalismului proletar. El a pornit tocmai de la naționalist comunist, adică a construit aceste, acești mamuți industrial în pofida rușilor care voiau să facă la noi o zonă agricolă. Deci a fost o chestie, cred că românii și-au furat căciula, e talentul nostru de a ne fura căciula și nu numai pe vremea comunismului, dinainte, de pe vremea turcilor a fost această poveste. Deci a fost inițial chestia cu internaționalismul proletar, pe urmă a fost cu naționalism comunism, în care noi singuri ne facem, suntem mare, așa, și dacă vă amintiți, asta vreau să spun, printre alte relațiile, lui Ceaușescu cu Occidentul au fost chiar mai tari decât ai cele ale politicilor de acum cu Occidentul. Fiindcă încă nu l-am văzut totuși pe Emil Constantinescu în caleașcă cu regina Angliei, nu l-am văzut nici trei președinți americani jucând perinița în Piața Unirii, cum am văzut pe vremuri și pe doi sau trei președinți ai Americii, nu mai știu care a fost. În fine. Deci povestea asta cu relațiile internaționale sunt atât de bifurcate și de complicate încât, în ultima instanță, nu contează decât rezultatul acestor politici. Rezultatul politicii lui Ceaușescu a fost, până la urmă, nu internaționalism proletar, ci o împrumutul excesiv la Occident ca să bage banii niște în canalul Dunărea Marea Neagră și niște chestii de-astea mamut, nu? Care de pe urma cărora sărăcim acum, nu? Ca și relațiile acestora de acum cu Occidentul, al poziționului de acum, care sunt absolut nule din punct de vedere economic. Deja la ora asta, cu cât relațiile noastre, cu cât mai des îi trimite Bill Clinton scrisorul Emil Constantinescu, cu atât mai des citim în ziare că investitori străini încep să se cam mute de pe teritoriul României. Da. Aici este marea bubă, după părerea mea, în faptul că nu se armonizează aceste chestii. Înțeleg că ei, domnule, indiferent de antipatia sau simpatia românilor față de sârbi, dar iată, polițienii noștri duc o politică pro-NATO pentru că din punct de vedere economic încep să vină să plouă cu investitori români și începe industria română să meargă. Ori nu merge nimic în afară de poșta română și de telegraful român, nu între cele două cabinete. Așa. Da. Așa. Bună seara. Alo? Bună seara. Bună seara, vă ascultăm. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Așa, spuneți. Și în mod special pentru domnul Mircea Dinescu. Vă rog. Prima. De ce diplomația română nu se străduie să promoveze neutralitatea României? A se vedea Elveția, Portugalia, etc. Da. Al doilea, Academia Casavencu are în vedere un studiu de pregătire a electoratului român pentru a ști să-și aleagă conducătorii? Studiu de pregătire? Da, bine. Da. Da. Și în al treilea rând, și ultima, de fapt, vă va mira faptul că Petre Roman va fi chiar și singur undeva la putere? Da. Mulțumim. Cum vă numiți? Vă mulțumesc frumos. Cum vă numiți? N-are-i. Fănița Cornel. De unde? Sunt din Râmnicu Vâlcea. Din Râmnicu Vâlcea. Bun. De la domnul Curcăneanu, de acolo. Mulțumim. Bună seara. Așa, deci care era prima întrebare? Prima întrebare, de ce diplomația românească nu încearcă să... Nu, părerea mea,
că nu, nu neutralitate. Noi am fi avut șansa tocmai pe ideea în implicare. Că implicarea, deci chiar activ în această zonă balcanică, dacă tot se spunea că Emil Constantinescu este un lider zonal, avea o șansă, i s-a dat pe tavă o șansă să se implice așa. Și succesul ar fi fost exact să nu se întâmple ce se întâmplă. Adică să fi mers la americani să-i explice, domnule, aici e o operație mai complicată decât vă închipuiți dumneavoastră, că o să aruncați niște carapacea în aer, dar o să rămână puișorii vii pe acolo, până tufișuri, cum au luptat sârbii în păduri, au ținut câțiva ani, nu? Așa o să se întâmple și acum, indiferent, și tancurile alea, dacă... Deci nu se stinge acolo vâlvăta aia. Va fi e o rană deschisă care va continua. Ori era interesant, dacă cineva le spunea și asta le spunea Emil Constantinescu sau diplomatul, domnule, nu vă băgați, spuneau, uite, domnule, că au avut dreptate, altă dată le întrebăm, mai ținem cont de ce spune. Deci n-am ratat această chestie. Academia neutralitate nu înseamnă numai să nu te bași, și asta e o formă de lașitate uneori. Academia Cațavencu are pregătit un studiu. Nu are, cred că niciun ziar... e greu să pregătești un studiu, pentru că Academia Cațavencu trăiește în fiecare săptămână în funcție de evenimentele care se întâmplă în România și cu imaginea pe care o creează acestor evenimente. Ori imaginea dezastruoasă a României e reflectată, fie și ironic, în toată paginația din Academia Cațavencu. Și deci noi nu pregătim, nu suntem un incubator al... de pregătire nici al noilor polițieni și nici măcar a electoratului. Din păcate noi am făcut odată campanie electorală lui Ciorbea, așa, și eu am regretat după aia, pentru că eu m-am mizat pe Ciorbea. Mi s-a părut că e un om cinstit, cred că a rămas. Dar iată că nu s-a dovedit polițianul de anvergură. Așa. Ori nu văd mizele. Pormă, eu nu văd cum ar conduce Petre Roman singur România. Adică e clar că partidul PD-ul va rămâne un partid important tocmai pentru că el nu va avea căderea și nici urcarea pe care a avut-o Convenția Democratică la un moment dat sau PDSR-ul. Așa. Deci va rămâne un partid fără de care, deci fie că va reveni Convenția, fie că va fi PDSR-ul, PD-ul va fi la guvernare. Așa. Bun. Cred eu că și-a ratat prin faptul că a continuat această căsătorie contra naturii cu PNCCD-ul și-a ratat o mare șansă PD-ul. Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună seara! Florin Giuleșanu mă numesc, din București sunt. Vreau să vă aduc la cunoștință că sunt de acord cu schimbarea orei emisiunii noastre. Okay. Și am și o întrebare pentru domnul Dinescu, pentru care am un mare respect. Vă rog! Deci, presupunând că NATO își va atinge scopul în provincia din Kosovo, normal că se va crea un precedent. Se poate spune că din acel moment NATO va fi, în ghilimele, legiuitor al lumii? Jandarmul, cum se spune universal. Da, bine, da, mă rog. Este deja. Bun, mulțumim, deci, domnul Gileșteanu, pentru întrebare. Bună seara. Deci, acel ce se întâmplă acum în Serbia este, într-adevăr, după războiul rece din anii 50, este o... E clar, o schimbare incredibilă, după părerea mea, pentru că am mai spus și mai devreme, americanii n-aveau nevoie de chestia asta, că deja erau, dolarul urcă, moneda europeană scade, deci n-aveau, ei ar fi fost, poate, acest lucru doar dacă moneda europeană ar fi crescut în mod spectaculos și atunci americanii aveau nevoie de o chestie de forță să le crească, eu știu, puterea în Europa. Ori ei au plusat inconștient, după părerea mea, și au ajuns, deci, să-i umilească pe ruși, care oricum s-au umilit singuri cu sistemul lor și cu economic, așa. După aia, vor, dincolo de faptul că se va crea aici o zonă de instabilitate în Balcan prin crearea unui Kosovo independent, pentru că nu se va ști, tot timpul va trebui să știa cineva să apere pe albanezi de sârbi, nu, care vor să-și reîntregească pe bună dreptate teritoriul, va fi prin faptul că trupele americane vor fi nevoite să acționeze încă o dată în miezul Europei, se va crea, deci se va reaprinde antipatia americană în Occident. Eu asta cred că
Deja acum două săptămâni în Franța și în Germania, în sondaje, populația era indiferentă. Acum deja cred că mișcările vor fi mai ample. Așa. Și ați văzut cum se arată și la noi, nu? La Pro TV se arată prima dată chestia din Kosovo, drame din Kosovo, așa. Așa și în Occident, asta e poziția occidentală. Dar între timp se va arăta că drame sunt în ambele părți. Adică e inadmisibil să spui, în vreme ce se bombardează Belgradul, că dramele sunt numai în regiunea respectivă, unde armata sârbească a intrat cu tancurile. Probabil americanii vor, cu acele elicoptere Apache, vor reuși să distrugă infanteria sârbească, dar nu vor reuși asta mecanizată. Dar e clar că oamenii înarmați, trupele sârbești, nu vor reuși decât dacă îi omoară pe fiecare părând și nu se va întâmpla acest lucru. Deci va fi o morișcă greu de oprit și nu văd la ora asta ce aici e, nici americanii nu mai pot să da înapoi, că înseamnă se fac de râs dacă rămân, toată povestea rămâne că li s-au au fost de fapt cu tot bombardamentul lor, n-au reușit să rezolve situația. Ei sunt nevoiți să meargă din păcate până la capăt. Asta e drama de fapt a sârbilor și albanoizilor din Kosovo. Că eu nu văd cine se va întoarce liniștit acasă la el, știind că încă o dată, că rămâne această ură a sârbilor, că li s-a luat teritoriul pe american. Rămâne. Deci soluții, rușii nu mai sunt un mediator, deci nu mai există acea chestie care aparent echilibra lumea, știi, forțele răului, comunismul rusesc și forțele bine. Am văzut și o demonstrație, sigur că albanezilor, pune și știam că era și un poet albanez cu care îl simpatizam acolo, să spui, americanii îngerii păcii. Ce fel de înger al păcii vii când în fiecare noapte obligi câteva milioane de oameni să intre în adăpost? Deci e clar că aici e chestie de propagandă. Secția de propagandă capitalistă acționează. Sau și are și mijloace. Adică și mijloacele adecvate. Nu mai ai nici cui să te adresezi. Că rușii, degeaba s-au adresat sârbii rușilor. Omul e doar pe hârtie? Nu văd. Deci se va crea, în ultima instanță, se va crea un dezechilibru până la urmă între Europa și America. Dar noi, eu așa prevăd. Noi ce facem, domnule? Că totuși... Noi nu contăm, domnule, aici, noi indiferent de poziția noastră, asta vreau să spun. Dar nici în fața noastră nu contăm. Noi ne pierdem credibilitatea încă o dată față de, că nu văd cu ce stat de înjură, asta vreau să spun. Cu bulgarii nu, noi tot am făcut mișto de bulgari, că sunt ceafă groasă. Aiurea și sunt, ai văzut ce bulgăroaice și chiar și bulgarii, bărbații bulgari sunt bărbați foarte frumoși. Cu rușii nu suntem bine, cu ucrainienii nici atât, că avem probleme acolo, nu cu... Cu ungurii nu se pune iarăși problema? Cu Marea Neagră. Cu cine vom fi? Cu Marea Neagră. Nici Marea Neagră, că n-ai văzut nici guviz nu mai sunt în Marea Neagră. Deci nu mai avem nici cu Marea Neagră relații bune. Da. Așa. Nu știu. Luăm o altă legătură telefonică. Bună seara. Alo, bună seara. Bună seara, domnul Dinescu. Bună seara, domnul Tucă. Bună seara. Dan Mateiu de la Alba Iulia vă deranjează. În primul rând, pentru domnul Tucă, felicitări pentru schimbarea orei. Mulțumesc. Mi se pare că la ora asta se cerne puțin telespectatorii care vă urmăresc. Deci, eu n-am vrut să cer nimic, dar mă rog. Mai multă lume, acum am impresia că vă ascultă cei care vă așteaptă. Da. Pentru domnul Dinescu, felicitări pentru emisiune și, dacă îmi permiteți, două comentarii și două întrebări. Deci, în primul rând, nu sunt de acord cu intervenția NATO în Kosovo dintr-o logică ardelenească, dacă îmi dați voie. Dacă nu fac curat la mine în ogradă, nu mă duc la vecin să-i spun că are murdărie să-și o dea afară. La Cipru și alte insule din mările apropiate, turcii și cu grecii se ceartă de zeci de ani. Curzii din Turcia nu au drepturi, dar NATO nu intervine ca să le creeze curzilor un stat independent sau să creeze noi granițe în nordul Irakului și în partea asta Turciei. Un punct de vedere. Al doilea punct de vedere. Toate sunt bune și frumoase, dar România pierde enorm. Deci podul de la Novi Sad a fost lovit de aviația NATO pentru că aproviziona trupele sârbești din Kosovo. Dar economia românească este lovită și firmele românești pierd zeci de milioane de dolari în fiecare zi pentru faptul că nu mai pot să asigure transportul pe Dunăre. Și două întrebări pentru domnul Dinescu. Domnul Dinescu, un premier își permite să scoate un eseu.
niște poezii. De ce un poet nu-și permite să fie președinte sau prim-ministru? Și a doua întrebare, s-a încercat să se acrediteze ideea că între Statele Unite și România există totuși o asemănare. Bill Clinton a avut probleme cu Monica, Constantinescu, Corona. Dar acum, totuși, nu credeți, să o luăm în glumă, nu credeți că există totuși o altă asemănare între doamna Zoe Petre și doamna Madeleine Albright? Madeleine Albright. Da, mulțumim, bună seara. Da, din păcate s-a dovedit că chestia asta cu poetul la putere, chiar Radu Vasile e un poet care da. Vine invers. Poet după ce a devenit prim-ministru. Nu știu dacă e cea mai potrivită... Mircea Dinescu și l-a închipuit vreodată pe Mircea Dinescu prim-ministru? Nu. De ce? Nu, sunt un tip prea nervos. Era și patru pe listă, ați candidat la Parlament, nu v-a ales nimeni. Am avut niște nervi. Am candidat, trebuie să recunosc că în 90... Ne-am zis, domnule, avem datoria morală să candidăm. Și am candidat împreună cu Pleșu, Caramitru, Hăulică... Patru ați fost polit. Pale, nu știu, Pale era fost și Pale, nu știu că a fost. Patru sau cinci, da. Așa. Și am căzut la alegeri în 90. Așa. Ba, și de atunci am... Da, bine, lumea nu credea. Noi am candidat ca independenți atunci. Bun, poate că se pune problema unui om să vină puțin, din afară. De ce nu vreți să fiți prim-ministru, domnul Dinescu? Doamne, să intrăm într-o poveste destul de tristă. Haide să intrăm în ea, povești. Nu, hai să depășim chestia. Ajungem, nu, că a pus întrebări mai... De ce nu se poate face... din păcate, pentru în vreme ce la Bill Clinton chiar era a fost reală povestea, la Emil Constanțu a fost o calumnie. Din nefericire. Așa. Din nefericire. Că, în fond, un șef al statului care era mai viril decât credea lumea, n-ar fost o rușine pentru România, nu? Acea lumea credea că nu e... Doamne, nu știu, vreau să spun că povestea aia a fost destul de mizerabilă și urâtă vis-a-vis de Constantinescu, fiindcă și prost gândită. Că e clar că Bill Clinton, cea mai mare simpatie asupra lui Bill Clinton s-a revărsat exact în perioada lui cu Monica. Cu da, a pierdut acum foarte mult. Și a pierdut. Chestia sexuală, deci... nu i-a legat, în schimb, iată, îi leagă chestia politică pe cei doi președinți, adică această subordonare jenantă, după părerea mea, pentru că există și o demnitate a țărilor mici, așa, care de multe ori au avut un cuvânt de spus exact cum au unele partide într-o coaliție, știi? Da. Iată, și... Spuneți-mi de ce, domnule, să nu fiți prim-ministru? Nu mă... Încă o dată, sunt un tip, trebuie să ai o structură de oameni să știi care să acționeze. Să ai în spate un partid totuși, deși poate pe undeva, ca președinte e scutit nu, de partid, dar ca prim-ministru ești reprezentantul unui anumit grupări pe care... Eu am fost dat odată afară din Partidul Comunist și am spus că eu în lumea asta nu mai intru niciun partid. Înțelegi? Am fost dat chiar de colegii mei. Nu mai insist că mă plictisește și mă enervă. Din ce partid v-ați dat afară? Din Partidul Comunist. Am fost în organizația de la România Literară și în momentul în care mi-a apărut pamfletul împotriva lui Ceaușescu, am fost dat afară din partid. Și eram, ce credeați că o să vă felicite cineva? Eram coleg cu niște scritori importanți, de la Mircea Urgulescu, Octavian Paler... Și credeați că o să vă felicite cineva? Sau o să facă front comun cu dumneavoastră? Da, aș fi crezut la un moment dat, mă gândeam că există o solidaritate de breazlă, no, care face nu să... Că nu depindea de ei în ultimele, venea de sus chestia, la Comitetul Central, nu darea mea afară. Dar măcar să fie luată atitudinea acolo, să spună, de ce îl dă noi? Pentru că un scriitor are dreptul la opinie. Suntem într-o țară liberă, nu cum scrie statut, cum scrie. În fine. Deci eu nu văd, am simțit și nici acum nu văd care exista o solidaritate. Din păcate la noi există mai solidaritatea în rău. Adică în momentul în care se întâmplă ceva uneia, sar și alții. Da, știi, da, cum, văd câinii un animal. Șacalii. Asta e realitatea. Nu știu. Bun, dar care e rolul lui Mircea Dinescu? Doar să scrie un editorial pe săptămâna Academia Cațavencu? Păi eu cred că rolul ăsta de a scrie și de a vorbi, arma mea e cuvântul, nu? Aparițiile publice se iată, mi-am pierdut deja din timpul meu de scriitor aproape 8 ani de viață scriind pamflete politice. Am trăit cu iluzia că, că trebuie să vină intelect, nu poet. Așa. Deci în România această fază, din păcate, s-a cam fumat și eu nu știu. Sigur, poate eu că par mai simpatic, așa de lumea aș face iluzii cu mine.
Dar intelectualii au venit deja la putere în România. Nu putem să spunem că acum, deci după analfabeții de 50 de ani, nu că și Elena Ceaușescu și au venit intelectuali. Și bărbații aveau 3-4 clase și erau doctori, dar erau niște analfabeți, erau niște oameni șireți, cu anumite șiretenii și cu dar erau niște analfabeți, adică nu poți. Și toată structura politică. Iată că Parlamentul României, președinția României, președinția Senatului, a Camerei Deputat, tot e plin de profesori universitari, de și Radu Vasile profesor, și Petre Roman, și Emil Constantinescu, și încă o dată, toți sunt profesori, profesori, toți au doctorate, toți sunt așa, doctori, docenți, așa. Deci au venit în sfârșit intelectualii și nu putem să spunem că se simte chestia asta, nu? Nici în economie, nici în respectul față de cultură, față de nimic. Vezi mai deci e un eșec foarte mare, pentru că s-a venit pompatetizul ăsta, că în sfârșit vin ăștia care fac bine, că au specialiști, au pe dracu, știi, adică n-au. Există aceeași, dumnezeu, structura omului, cum există oameni simpli care sunt deștepți, există și intelectuali tâmpiți. Dumnezeu, vezi mai intră în politică? Așa. Nu cred că intru în politică. Nu cred. Nu, multă lume mi-a întrebat, dom'le, de ce nu candidez? Eu dacă aș intra, eu m-am gândit, dom'le, dacă intru eu la masă și cu Constantin și cu Iliescu, s-ar putea să-i rad așa la... Până sinceritate, până limbajul mai colorat, până nu știu. Bun, și mă gândesc, domnule, și dacă ajung președinte al României, ce dracu mă fac? Asta vă sperie. Și mi-e frică, să știi. Adică eu nu voi fi un președinte fericit, spre vedere de Iliescu și de Constantinescu, care să văd că sunt fericiți, că sunt acolo. Că... Eu n-aș fi, domnule, fericit. Mi-ar fi groază, să știi. Una, cu ce responsabilitate, da. Adică n-a stat ce să pozez în... protocoale și n-ați arăt domnule, că poate ați fi dictator, că de obicei dictatorii sunt nefericiți. Da, există și așa. Poate că am în mine structură dictatorială, da. Așa într-un fel bine, nu de... Dar vreau să spun că aș și... Poate că nu știu. Dar de ce v-ați schimbat între timp? În seara asta ați făcut o frescă, zic eu, foarte exact a societății românești și mai ales... Bine, sunt un observator. Și mai ales a conducătorilor. Nu, stați o secundă. Nu înseamnă că sunt un conducător. Dar nu vă mai revoltați decât prin cuvânt. În 90 ați avut puterea sau v-a împins ceva de la spate, domne, să candidați, să faceți ceva de mai văd. Iată, am spus că acțiunile încă o dată. Ce, noptez pentru Noreu, deci am spus, poate un nou dezastru ar fi benefic, e o nebunie, ferească-ne Dumnezeu, dar să începem de păruine să construim România. Dar cred că, de-aia am zis că sunt de acord cu sindicatele, adică trebuie cineva, că altfel, încă o dată, oricum și-au luat-o în cap politicienii. Așa. Și sunt niște... Toți sunt aduși cu pluta de evenimente, de ăștia. Ce era? Și de la domnul Chintus. Era un epigramist din Ploiești, un om cum se cade, un profesor, nu știu. L-a dus valul, întâmplarea să fie șeful unui partidul liberal din România. De ce? Prin ce se vede liberalismul român? Până nimic. Până într-un ministru necioplit al finanțelor, nu? Așa. Și atâția alții. De la Emil Constantinescu. Nu văd... Și m-a ministru apelor. Nu, cele mai mari inundații au fost pe vremea de-astea, nu la nivelul ăla de pe vremea acest, și pe vremea când era și Iliescu ministru apelor. Nu, nu înseamnă nimica. Nu, e încoată. Bun, dar nu mă răspundeți la întrebare. Și îmi pare rău că trebuie... Până la 4 dimineața pun întrebarea. Care? Întrebarea e următoarea. Puțin mai devreme ați spus, dom'le, 90 am zis că nu mai stau deoparte și mă angajez să fac ceva, că nu mai suport ce fac ăștia. În 90 că nu se întâmpla să mai nimic. Dar acum suntem în 99, au trecut 9 ani. Nu, am avut la un moment dat, am avut așa ideea de a crea un partid al timizilor, am spus atunci. Da, corect. Că sunt mulți oameni din bun simț care nu s-au băgat în față, n-au ieșit în față și au rămas și care să plice. Și atunci, iată, poate din aia să creezi un partid. Hai să vedem cine se înscrie în seara asta în partidul timizilor. Nu. Există o dezamăgire încă o dată. Eu nu cred că un partid va mai fi posibil în România care să creeze speranțe. Ba da, trebuie să existe unul. Păi, dar n-avem încotro. Democrația asta înseamnă. Singura chestie asta cu nominalizarea, cu votul nominal, dar nu se va întâmpla prea curând, din păcate. Nu, și acolo se pot cumpăra voturile. Una e că votează pe Mircea Dinescu, nu știu câți, din sectorul 5, 4, 3 și din sectoarele Bucureștiului. Și alta e că nu știu în ce oraș din Moldova, ăla are bani și cumpără toate. Pe urmă, eu încep să nu mai... cred în oamenii providențiali, fiindcă există pericol să reacționeze, iată, cum reacționează atâția oameni politici în lume, știi, absolut. Care, domne, oameni providențiali? Că nu există niciunul în România. A existat din 89 încoace vreun om providențial? Nu, dar ne-am iluzionat că există. Nu, ne-am iluzionat că există o nouă libertate, că există o speranță, dar niciunul dintre noi nu cred că și-a făcut iluzia că există oameni providențiali. Dumneavoastră ați crezut că Constantinescu va fi un om providențial? Nu, eu am fost sceptic, tocmai am scris înainte, deci... Nu, dar nu e, hai să nu dăm cazul președintelui. Dar n-am votat, am crezut că totuși...
Da, de votat. Hai să vedem cât s-ar înscrie în Partidul Timizilor în seara asta. Nu, nu pun. Nu le facem fișe de alea să se scrie. Stai că mai era ceva, parcă. Ce mai întrebați? Sau nu mai întrebați? Nu, cam atâta întrebați. Nu, spune cât s-ar scrie, că nu facem acum carnet de partid în seara asta. Bună seara! Bună dimineața, mai degrabă, domnul. Bună dimineața! Și pentru că suntem în săptămâna mare, dumneavoastră și invitatului dumneavoastră, vă urez tradițional la sărbători fericite. Mulțumim! V-ați înscrie în Partidul Timizilor. Apreciez calitatea de analist politic a domnului Mircea Dimnescu, cu atât mai mult cu cât analiști politici profesioniști bagă în eclipsă micul ecran mai în fiecare zi și mai trist bagă în eclipsă și o parte din mintea unora dintre români. O întrebare din două probleme care vreau să le abordez. Se poate face o legătură între presiunea exercitată de Statele Unite pentru schimbarea lui Boutros Boutros Ghali prin renunțarea, prin amânarea platei cotizații la ONU, cotizație semnificativă în raport cu potențialul Statelor Unite prin Kofi Annan și faptul că în prezent NATO face ce face în Kosovo, iar Consiliul de Securitate și ONU sunt simpli spectatori. Mulțumim. Asta o dată. E așa de complicată întrebarea asta. Ați abordat la începutul emisiunii în legătură cu premierul nostru Radu Vasile, căruia ca și domnul Dinescu îi doresc multă, multă sănătate, cochetarea cu literatura. Și aș vrea să-l întreb pe domnul Dinescu ce părere are despre următorul catren. Așa i-a fost dat lui să fie șef de guvern și condeier, mai valoros în poezie și mult mai slab ca premier. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, bună seara. Bună seara, domnul Chintus, că vă cântat-o pe epigramă. Povestea asta, într-adevăr, cu Kofi Annan. Kofi Annan, sigur, intrăm în dedesubturi și în sfărăleii care au existat, într-adevăr. Ce mai trist este, într-adevăr, faptul că Organizația Națiunilor Unite, de fapt, nu mai există din clipa asta. Corect. Oricât ar încerca ea acum să o dea pe așa, a dispărut o forță care părea, nu, multinațională și o chestie deasupra. E clar că ONU trebuie odată cu războiul din Serbia, din Iugoslavia, ONU trebuie să-și depună mandatele, să se găsească să-și depună candidatura, o altă formulă pentru pacea planetei. Corect. Și la asta mă gândesc în ce măsură au gândit americanii, dacă au avut și ei psihologi și bănuiesc că au așa, că bine, una, umilirea Uniunii Sovietice definitivă, captarea simpatiei musulmanilor, poate pe unde ei și-au pierdut, nu, că până Arabia, pe acolo și-au pierdut totuși simpatia, nu, a lumii musulmane, la ce le folosește așa. Dar au distrus chestia asta cu ONU, nu? Nu mai există. Au bulversat Balcanii și într-o perioadă de ascensiune, asta vreau să zic, ascensiunea NATO, când părea că NATO tocmai acest, măcar această calitate avea, că coptând în sânul ei și țări din Europa de Est, nu va mai exista tensiunea care a existat până acum între cele două plăci militare. Poate are vreo legătură cu faptul că între Est și Vest. Ori dintr-o dată, în momentul în care copteze aia, reușește să dai în cap unuia din Europa. Poate are vreo legătură cu faptul că Bill Clinton va fi președinte până în 2000 și trebuia să rămână ceva în urmă. Bine, acum nu știu în ce măsură depinde, numai încă nu. Aici se testează armament, deci e chestie de orgoliu, dar poate să fie și o chestie economică foarte importantă, nu? Da. Se cheltuie acolo, dar se câștigă pe de altă parte. Nu e de ignorat așa, tot arsenalul ăla militar care se folosește, ai văzut cât costă un avion de ăsta, nu? De câteva zeci de milioane de dolari. Cât costă o rachetă de-aia, așa, mai inteligență decât politicienii. E o chestie. Deci are multe dedesubturi și multe taine pe care încă nu le discernem. Luăm o altă legătură. Dar o chestie malefică oricum, mi se pare ceva incredibil la sfârșit de secol. Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună seara! Dom'le, este o adevărată odisee să vă pot obține. Nu sunt nici Ulise, nici Odiseu. Însă, în orice caz,
Vă asigur că am subiect și predicat. Îi cer scuze domnului Dinescu. Vă depărtați-vă puțin de televizor. Sunt la vreo 5 metri de televizor. Bun, aruncați televizor. Încet, m-auziți? Da. Deci, încă o dată, a fost o odisee să vă pot contacta. Este greu. Cine nu v-a lăsat? Este superbă. Iar domnului Dinescu, îmi fac mea culpa, domnule Dinescu. Mâine la ora 10 sunt acolo și vă sărut, dar nu ca Iuda. Care la 10, domnule, că e la... 5 după amiază. La 5 după amiază. Da, mai bine greșeam. Vă așteptam însă de la 10 la 5. Veniți la 5 dimineața și stați până la 5 seara, că e mai bine. De ce vă fac pe acolo? Lăsați-mă să vorbesc, vă rog din suflet, ați vorbit 3 ore. Da. Și întâmplător, eu am și subiect și predicat. Păi dați-l și pe la guvern. Sunt inginer Bâșceanu Leonida, cel care a publicat articolul acela fulminant în adresa dumneavoastră. În ilustra paginație, poftiți, a lui Vadim Tudor, România Mare. Politos. Ați reținut? Ați citit articolul? Nu, nu. Vă rog să-l citiți. Și mai ales partea a doua vă rog să-l citiți. În care vă conjur la limbaj urban, vă vorbesc într-adevăr tot cu limbaj urban. Acolo în final dădeam o soluție. Că România are nevoie de Napoleon. Care a luat Franța, precum am România înțeles, acum, și a făcut din Franța într-o domnie, iertați-mă în ghilimele, de 4 ani, ce n-au făcut regii Franței în 100 de ani. Vă aduceți aminte că scriam acolo, că până și dușmanii lui... Nu mi-aduc aminte nimic. Poți să citim. Și promemoria, poftim. Da. Avem nevoie de Napoleon Dolinescu. Nu de politologi avem nevoie, de Napoleon avem nevoie. Că această Românie nu poate fi scoasă din maras decât așa. Să leapă Urvard, și știi cine Urvard, și încă 6 ca el, și să dea bani înapoi, cum a făcut Napoleon. 80 de milioane de franci înapoi, în isterie, astfel vă împuși la vansă. La Tinescu Augero și-a pacificat Fendea. A treia a făcut San Siru și a patra a făcut ceea ce a rămas pentru omenire. Știți ce a făcut? N-a avut nevoie de primiștii. Bun, mulțumim pentru telefon, bună Franța, seara. Domnule Tucă, a făcut din Franța o mare putere. Noi, domnule Tucă, avem nevoie de un Napoleon. Eu mă lupt maestre, pentru asta și rog pe domnul... Napoleon, ați văzut că dintr-un soldat neinstruit a ajuns... Să fac, ați angajeze, văzut ce face plutonerul ăla, intră sub hipnoză. Angajați-vă, vă rog, să scăpăm România. Că mulțumim, bună seara, numai bine. Și pe noi ca și pe alții. Bună seara. Bună seara. La ora 5, nu ca Iuda. Mulțumim. Domnul Dinescu, da. Hai să mergem acasă. Câte ceas? Păi s-a făcut... De azi dimineață sunt plecat la serviciu, vorba lui mama. Tu de mai... Bun, ne mai vedem. S-a făcut 2:25. Aș vrea să vă pun... Când o să intre americanii în Bulgaria, mai tragem o întâlnire. O să ajungă americanii să intre în Bulgaria. Păi oricum o să treacă pe acolo dacă e să intre, hai, sau intre poate nu. E târziu, bun, nu? Da. Candidați? Nu. De ce? Dom'le, mai e cum este, nu știu, nu. Vreau să mai trăiesc ca un om normal, dacă se poate. Să mai apuc, să vă duceți la pescuit. Să mai amuc o țâră de normalitate. Să vă duceți la pescuit. Da, da. Nu mi-am mâncat, încă o dată, nefăcând politică, de fapt mi-am mâncat câțiva ani și din viață. Și asta e, cred, nenorocirea românilor. Știi că am stat ca tâmpiții, de fapt, 10 ani în care am tot... În bucătărie, sub plavum, la servina, tot vorbim de poi. Domnule, ăsta nu e un sentiment de anormalitate, domnule. Pentru că nu se întâmplă nimic. Nu, adică am reușit să intrăm într-o moară de asta politică care ne macină, de fapt. Fiindcă nu, într-o țară normală, lumea nu vorbește despre politicieni. Da. Asta se vorbește când sunt alegeri și se ducă ea eleganți, nu știu ce, și beau o bere și nemții. Și au loc alegeri și se lasă cu o veselie pe stradă sau cu așa. Dar în rest nu stau, domnule, nu vorbesc despre politice. Noi stăm, tu nu vezi, și noaptea și oameni serioși, părem și noi și cei care... Și tot vorbim, tot tocăm aici, nu? E o morișcă periculoasă și... Da, da, aia mai au ce să pună pe masă, au alte... Da, nu știu, e... Aici e problema. Încă din 22 spuneam, domnule, noi gata, se discută prea multă politică, nu vă mai discuta, ore întregi. Vă duceți aminte ce înverșunare era după... 89, din 90, cu ăla, tu ce ești, tu ești cu ăla. Nu, și-aș fi, ai aștepta, bine, am luat plasă cu bătrâni, am crezut că vin bătrâni, nu sunt așa. Poate să îi vească din tineri ceva și din... Noi suntem deja oameni care am trăit, eu cel puțin, într-o lume, într-alta, și suntem poate tociți, obosiți, nevrozați, așa.
Poate că apare naibie, știi, până zona asta tinerilor ceva, niște care să gândească pragmatic și mai rece această situație, știi, din România. Cred că e singura șansă, adică dacă ne patetizăm, nu avem, nu, degeaba, ce, nu mai facem cu cu Napoleon și cu patetism, nu cred, numai cu o gândire rece asupra ce reprezintă România, ce potențial agricol, apele. Când mi-ați spus, am mai spus, domnule, a venit cineva, un scriitor din Israel și a zis, domnule, când mă uit la apele din România, îmi dau seama ce țară, bă, apele nu mai contează, dar să aveți apele care circulă, deci de la graniță până, e ceva uluitor, pentru că nu numai aici, tot războiul ăla de fapt dintre Israel și țările mele erau pe un fluvi acolo care își varsă apele, știi, care își trag apele de la adâncime, adică e o chestie, domnule, avem agricultura, am aflat că în Balta Brăilei nu există, asta mi se pare, că vorbim degeaba niște lucruri. Au dat că n-au niciun ban, n-au sămânță, nu mai au combustibil pentru... Așa, și acum noi discutăm deja despre să întâlnesc la Cotroceni, pe anul agricol. Păi s-a terminat dacă... așa, un teritoriu din România va rămâne sterb, nu? Așa. Care oricum a fost omorât odată. Eu aș inunda chestia. Dacă nu există bani de sămânță, de tractoare, nu știu, puneți-o măcar să crească pește acolo, să devină iarăși peștele mâncarea săracului. Dar nu... Nu știu, adică la modul ăsta cred că e România. Să lase, când ți-am spus, adică că a crescut leu, încă o dată, cred că asta e cea mai tare chestie care a crescut leu când s-a internat primul ministru. A fost prima dată după nu știu câți ani când leu a crescut nu știu cât față de dolar. Așa. Eu cred că dacă ar fi lăsați oamenii, fiecare în zona respectivă, să facă din punct de vedere economic ce vrea, atunci va merge. Să nu dea la din sat că țăranul își plătește impozitul și impozitul se duce la București aici undeva și Remei stă și învârte banii aia. În loc să se ducă la primăria din comuna respectivă, omul tot să plătească și să facă în comună șoseaua, nu? Așa. Deci nu, nici măcar banii care îi băgăm noi în București nu se duc la nefericitul ăsta de Elisa, așa, care e enamorat, se duc iarăși într-un buget care se varsă iarăși în altă parte. Adică sunt atâtea care arată ca un șvaițăr, de fapt, acest sistem economic românesc. Nu e canalizat nicăieri, nu ni se învârt turbinele, știi? Și nici nu se duc izvoarele unde trebuie. Deci cred că așa, să nu vină, n-ar trebui să așteptăm de la nimeni, dublă. Deci, dacă fiecare celulă a României ar funcționa, cred că întreg organismul ar merge. Deja e prea târziu, fiindcă sau deciziile se iau totdeauna într-un nu cum se iau și acum, săptămâna asta se vorbește criza. Ori criza nu e la centru, la voi se simt foarte bine. În afară Vasile, care a avut o criză de inimă, în rest, par toți foarte sănătoși și veseli, nu? Așa. Criza e la nivelul populației. Da. Asta e. Așa. Mulțumesc mult, domnul Dinescu. Hai să ne curcăm, măcar să se doarmă bine în seara asta în România. Și mai vorbim. Oameni buni, da. Ne întâlnim din nou mâine seară. Țineți aproape.